Cartea dorințelor de Gerard Leleu. Lecția de erotism. 1001 de feluri de a combate rutina. Capitolul 2. Erotica fericirii. O credință eronată. Există și credințe care trebuie eradicate. Printre cele mai perfide este și aceea care pretinde că dorința se uzează inevitabil și, prin urmare, n-ai ce-i face. Ei bine, nu. Nu se alterează decât ceea ce este lăsat să se împotmolească în rutină. Iar rutina poate fi evitată. Înainte de orice, este necesar să vă întrebați dacă doriți într-adevăr să aveți o viață sexuală bogată. Pentru a răspunde la întrebare, trebuie să vă reamintiți ce poate aduce o viață sexuală reușită. Iată avantajele în rezumat. Susține moralul și constituie un factor de echilibru psihic. Reduce anxietatea, tensiunea nervoasă, creează o stare de bună dispoziție, chiar de euforie. Stimulează facilitățile intelectuale superioare și mai ales creativitatea. Deschide senzualitatea, face să înflorească eu-ul, dă încredere în sine, întărește energia psihică. Este bună pentru menținerea sănătății, destinde contracțiile mușchilor scheletului, îndepărtează spasmele viscerale, stimulează sistemul neurohormonal, respirator și circulator, pune în mișcare inima. Toate acestea implică o stare generală bună. Este utilă cuplului. Ceea ce face bine fiecăruia predispune la buna înțelegere cu celălalt. Fericirea sexuală constituie un factor esențial al armoniei cuplului și un veritabil liant al ființelor. Aceste efecte benefice se explică, pe de o parte, prin baia de endomorfine pe care o oferă plăcerile iubirii, pe de altă parte, prin comunicarea perfectă de natură sexuală. Acest schimb de tandrețe și de emoții, această împărtășire comună a voluptății, această dovadă de dragoste, această intimă proximitate acoperă nevoile noastre afective fundamentale, a iubi și a fi iubit, și se opun profundei noastre spaime de singurătate. Convinși că viața sexuală dezvoltată aduce multe lucruri bune, că nu aveți decât de câștigat prin ea, vă mai rămâne acum să vă convingeți și că viața sexuală cu aceeași persoană poate fi, dacă vreți, la fel de palpitantă și de mulțumitoare, și că ambii parteneri pot rămâne mult, mult timp adevărați îndrăgostiți. Chiar așa, nu vă este aceasta cea mai scumpă speranță în forul dumneavoastră interior? Și doar dumneavoastră puteți decide asupra principiului luptei antirutină și trece la treabă. Nu uitați că este pariul cel mai excitant al vieții. Desigur, tabuurile și spaimele personale vă pot sugera o mulțime de rezistențe și se vor strădui să vă inspire alibiuri. Cu hotărâre însă, puteți îndepărta toate acestea. Să fii în formă. Pentru a avea energie sexuală, vă trebuie un bun capital de energie globală. Mențineți-vă în formă, păstrați-vă sănătatea, mâncați și beți sănătos, dormiți suficient, evitați tranquilizantele, îndepărtați stresurile inutile, protejați-vă de agresiunea televiziunii și a tuturor celorlalte sisteme hi-fi. Practicați un minim de exerciții fizice, cel puțin din când în când. Acestea pregătesc trupul pentru raporturile sexuale, care sunt tot un tip de activități fizice și, din acest punct de vedere, cer suflu, suplețe și forță. În plus, exercițiile corporale relaxează tensiunea nervoasă și calmează anxietatea, favorizând astfel activitatea sexuală despre care se știe că necesită abandon. Dăruire. Să rămâi dezirabil. Misterul dorinței. Cel care nu se lasă prins de etern. A rămâne dezirabil
înseamnă a-ți prezerva latura misterioasă. Înseamnă a rămâne o ființă ce nu poate fi cunoscută pe de rost. Înseamnă a nu fi nici totalmente transparent, nici totalmente previzibil. Înseamnă a fi proprietarul unor zone inaccesibile, al unor comportamente surprinzătoare, în așa fel încât celălalt să nu le poată niciodată dezlega până la capăt, epuizându-le conținutul și luându-le la rândul său în completă proprietate, fapt care îl va fascina, îl va face să dea continuu târcoale, îl va excita, îl va înnebuni, îl va face să vrea mereu să ia, să priceapă, să intre în acest teritoriu interzis. Însă, cel suspus asediului rămâne, într-o anumită măsură, necunoscut și insesizabil, iar celălalt se va încăpățâna să încerce să privească în interior, punându-și întrebări. Într-un cuvânt, rămâne sub semnul dorinței și cu cât unul rămâne mai misterios, mai de neînțeles, mai intangibil, cu atât dorința celuilalt este mai tensionată, mai vie. Opacitatea partenerului, a unei părți din el, cel puțin, ne trimite înapoi, la noi înșine, și începem să căutăm în noi ceea ce s-ar putea ascunde în spatele oglinzii. Începem să ne imaginăm. Celălalt a devenit astfel oglinda propriilor noastre căutări sufletești. Apoi, proiectăm asupra lui ceea ce ne-am imaginat. Celălalt devine rezultatul acestei proiecții și, prin urmare, nu mai este decât o iluzie, iar noi ne dorim iluzia, dar cu o dorință reală. Paradoxală dorința care este în același timp realitate vie și iluzie surprinzătoare. Invers, dacă partenerul este o vitrină deschisă, ușor de citit și previzibil, dorința se fărâmițează. Mijloacele misterului. Păstrarea libertății. Este o lege a psihologiei. Nu dorim puternic decât ceea ce ne scapă. Față de ceea ce am reușit deja să băgăm în cușcă, interesul ne scade rapid. Pentru siguranță, facem totul spre a-l lega de noi pe celălalt. Dar ne dăm seama, când în sfârșit e prizonier, că nu îl mai vrem. Astfel spus, pentru a păstra dorința, îl încătușăm pe celălalt, însă, odată încătușat, îl asfixiem, îl ucidem. Paradoxul dorinței. Când, pentru a-mi liniști dorința, încerc să te închid, mă condamn la a nu te mai dori. Două păsări legate una de cealaltă nu mai pot zbura. Spre a ne ridica împreună către iubire, trebuie să zburăm separat și să rămânem liberi. Numai că aici intervine un al doilea paradox. Pentru a continua să-l dorim pe celălalt, trebuie să îi acceptăm independența, pe când dorința noastră de dragoste îl vrea dependent. Și atunci, cum să fii doritor dorit fără a fi încătușător încătușat? Amorul de curte al evului mediu a dat un început răspuns acestei întrebări. Tensiunea dorinței cavalerului față de doamna gândurilor sale era întreținută prin absența legăturilor constrângătoare, căsătoria, prin absența fizică, nu trăiau împreună și prin distanță, nu realizau actul iubirii. Să reținem, în ceea ce ne privește, că trebuie să inventăm distanțe interioare, protejându-ne parte de mister și instituind distanțe exterioare, cameră personală, activități separate, etc. Să nu spui totul. Nu înseamnă că trebuie să constituie ascunzători. A nu fi transparent nu înseamnă a fi tulbure. Sunt însă și confidențe inutile, în special cele privind trecutul. Evocând, continui să vorbești cu tine însuți, închipuindu-ți că te oferi celuilalt.
În ceea ce privește confidențele privitoare la infidelități, acestea nu sunt niciodată prea clare. Sub pretextul de a fi cinstit și de a împărtăși totul cu celălalt, îți ușurezi conștiința. Încerci să te dezvinovățești și, fără îndoială, îți încerci partenerul sau poate chiar te răzbuni. În orice caz, în general, bărbații preferă să nu știe, cât despre femei, asemenea confesiuni le cauzează răni care nu se închid niciodată. Doar ființele ajunse la un alt nivel de conștiință din ordinul iubirii universale pot împărtăși iubirea celuilalt fără să sufere. La fel se întâmplă și cu declarațiile de dragoste, cu mărturisirile și cu jurămintele. Este mai bine să nu spui nici prea mult, nici tot timpul, să îți lași partenerul mereu flămând, mereu în dubiu. Este o tactică pe care o dezaprobați? Sigur, ați prefera să fiți continuu spontan, dar aici intervine încă o lege crudă a psihologiei. Lipsa de siguranță este un ferment al iubirii, ca și dorința. Ia fiți atentă la ce vi se spune, fără cine știe ce savantă formulare. Nu mă mai pisa atât, lasă-mă doar să te doresc. Evitați fuziunea. Pe cât sunt de exaltante secvențele de maximă contopire, pe atât viața în permanentă contopire comportă riscul plictisului și al dezîndrăgostirii. Să nu faci altceva decât să fii cu celălalt clipă de clipă, tot ceea ce înseamnă celălalt să îți aparțină, să știi totul despre el, să te amesteci cu toate secretele sale, așa pare să arate adevărata fericire. Și, un timp, chiar așa este. Însă, realizezi într-o bună zi că interesul reciproc a început să se diminueze. Descoperim astfel încă o lege a vieții. Fuziunea, contopirea, când se permanentizează, ucid și dorința și relația. E dur. Ne-ar fi plăcut să visăm la o unire eternă, dar, cel puțin, să salvăm iubirea și să rămânem fiecare ființe autonome și complete. Cel mai greu, spunea Colot, nu este să dărui, ci să nu dărui totul. Weinberg confirma la rândul lui, să nu știi totul despre celălalt înseamnă să-i oferi șansa zilnică de a te surprinde, de a-ți mai trezi curiozitatea, de a rezista maladiei fatale a iubirii, care este plictisul. Întreținerea grădinii private. A avea o grădină privată nu înseamnă a trăi o viață dublă cu secrete rușinoase și gânduri de nemărturisit. Evident, cuplul trebuie să constituie spațiul ideal pentru schimbul de informații. Sfidare la adresa așa zisei imposibilități de comunicare între ființe. A avea o grădină personală înseamnă a continua să existi și să evoluezi ca persoană umană cu toate drepturile în consecință. Dezvoltarea gândirii, continuarea căutărilor spirituale, adâncirea în meditații, realizarea talentelor artistice, construirea de proiecte, dintre care unele se pot realiza împreună. Este necesar să îți acorzi timp pentru tine însuți, secvențe temporale în care să poți fi singur. Este necesar să ai și un loc unde să te poți retrage, un teritoriu numai al tău, un spațiu rezervat în care celălalt să pătrundă numai invitat. Să evităm să fim condamnați de drot comun. Vorba lui Jacques Salomé, adesea tensiunea crește tocmai din cauza imposibilității de a te izola, ceea ce minimizează relația. Iar când ți-ai regăsit singurătatea, în care ești doar tu însuți, cât de interesant devii pentru partener și, în consecință, cât de dezirabil. Și, la revenirea în spațiul comun, câte lucruri importante, ce bogăție de informații, câte noutăți ai de împărtășit cu celălalt. Abia acum, momentul este perfect pentru finisarea proiectelor concepute împreună. Mereu nou.
Pentru a evita transparența, monotonă și plicticoasă, trebuie să te transformi, parțial ori total, în cleidoscop. Astfel spus, să te înnoiești și să te îmbogățești fără încetare. Evoluția personală este condiționată de lucrul psihologic cu tine însuți, pentru a te cunoaște mai bine și a te vedea mai limpede, și privește toate domeniile, profesional, cultural, artistic, social, religios. Fiind mereu altul, întreții interesul partenerului și dorința lui de a te cunoaște. Dacă personalitatea ni se împotmolește în rutină, va fi mai puțin atrăgătoare, subiectele de conversație se vor epuiza și, vreo 30 de ani la rând, să spunem, vor repeta aceleași povești din copilărie sau de la pescuit. Există și greșeala inversă, de a crede prea repede că am făcut turul complet al celuilalt. Ființa umană este prea complexă pentru a fi descoperită complet. Fiecare trebuie să facă efortul de a-l descoperi pe celălalt, de a-l face să se deschidă, de a-l descoji cât mai bine. Când îți închipui că ți-ai descoperit partenerul până la ultimul amănunt, în realitate nu ai făcut altceva decât să rămâi undeva la suprafață, fără a-i acorda ocazia să se exprime cu adevărat. Misterul unei ființe, explică Annie Demeyer, nu este nici separație, nici secret. Astfel spus, misterul nu este ceea ce se amputează ori ceea ce se ascunde în relația cu celălalt și, cu atât mai puțin, eul în desfășurare. Căci mister înseamnă generozitate, înseamnă subtilele vibrații ale nucleului ființei, pulsațiile fundamentale ale sinelui în el însuși. Chiar limpede fiind, misterul rămâne insodabil, însă, fără îndoială, este mai bine să fie ferit de viol și de furt. Să-ți manifesti plăcerea. Viața noastră sexuală s-a ameliorat vizibil după ce am învățat să ne vorbim, îmi scria o pacientă. A vorbi înseamnă, în egală măsură, a-ți mărturisi și dorințele, dar și plăcerea resimțită. Este capital să ne exprimăm plăcerea și cu cât mai multă spontaneitate cu putință. Lăsați-vă vocea să o spună în toate tonurile, suspinând, gâfâind, murmurând, șușotând, gemând, țipând, mârâind, lăsând onomatopee, vocalize, psalmodiind, plângând, strigând, clamând, implorând, rugând, cerșind, urlând, răcnind, amestecând da și nu cu te iubesc, cu apelative, cu vorbe hazlii, cu trivialități, cu jurăminte și delir. Lăsați trupul să o afirme în toate felurile, imobil, cu toate simțurile trezite, așteaptă ori degustă, în mișcare. Freamătă de cele din tâi apropieri, se tulbură când mângâierile îl pierd în mrejele lor, se dezlănțuie când sexele se întâlnesc. Abandonați-vă fără rezerve vârtejurilor orgasmice, căci acestea nu sunt făcute nici pentru a le analiza, nici pentru a le controla, ci doar pentru a le lăsa să vă ajungă și să vă fure cu ele. Este vorba despre gesturile și mișcările cele mai naturale, cele mai instinctive și mai arhaice cu putință. Lăsați-le, deci, în voia lor. Lăsați-vă degetele să pipăie, să zgârie, să înhațe, să glumească, să îmbete. Lăsați-le să se lipească unele de altele, să se încrucișeze, să se împletească. Lăsați-vă mâinile să culeagă, să primească, să strângă, să farmece, să apuce, să țină, să frământe. Lăsați-vă brațele să se desfacă în cruce, să se despartă în poziții la voia întâmplării,
sau lăsați-le să strângă în clește, să îmbrățișeze, să învăluie, să apese, să cuprindă. Lăsați-vă picioarele să se atingă, să se împletească, să se înnoade. Lăsați-le în propria lor cadență să își danseze cadrilul, ori sardanul, să se zbată în aer și să tropotească în cerșafuri. Lăsați-vă picioarele să se atingă, să se călărească, să se desfacă și să se înșface. Lăsați-le să captureze, să acapareze, să încercuiască, să înconjoare întrețesându-se. Lăsați-vă coapsele să se desfacă până la durere, până deschid în floare trandafirul sexului, până poți întrezări viața palpitându-i în străfunduri. Lăsați-vă bazinul să se învârtă, să se răsucească în plin tangaj. Lăsați-l să se dăruie cu nerăbdare, să se întindă cu însetare, arcuindu-se cu fervoare, atent, să își parcurgă propriul dute vino rafinat, să se oprească o clipă pentru a se urni iarăși din loc, determinat, să se despice pe toată lungimea-i sălbatică, să se cabreze frenetic, să marcheze tempoul posedat, să se dezlănțuie înnebunit, să intre în transă, calmat, să încetinească satisfăcut, să se așeze domolit, să se întindă. Lăsați-vă șoldurile să se ridice, să se înalțe elansându-se. Lăsați-vă capul să se sucească și la stânga și la dreapta, ceafa sau fruntea să vi se zbată pe pernă, gura să închidă cu lăcomie, să sugă, să muște, să mestece, privirile să dăruie și să primească în dar, să se piardă, să exulte, să se înflăcăreze, figura să vi se deschidă vast, să iradieze, să vă transfigureze. Lăsați-vă trupul să se zbată, să tresară, să trepideze, să salte, să tresalte, să se cutremure, să suruie, să plutească, să se metamorfozeze într-o cascadă. Lăsați-vă sufletul să zboare. De ce trebuie lăsate libere strigătele și gesturile care însoțesc plăcerea? Fiindcă, pur și simplu, o multiplică. Orice emoție interiorizată este resimțită în registru minor. Viceversa, orice emoție eliberată explodează pe toate palierele sale. Reținerea râsului înseamnă gâtuirea bucuriei. Râsul din toată inima înseamnă, în schimb, izbucnirea veseliei. Pe de altă parte, manifestarea plăcerii are un remarcabil efect și asupra partenerului, stimulându-i excitația și plăcerea. Fericirea erotică produce tot atâta plăcere celuilalt pe cât ne produce și nouă înșine. Nimic nu este mai excitant decât să vezi o femeie sau un bărbat în plin orgasm. Și invers, nimic nu îngheață mai tare decât imaginea trupului inert. Dintr-un asemenea motiv, în timp, dorința slăbește până la dispariție. Mai mult, asemenea manifestări recompensează partenerul pentru atenția și iscusința sa, încurajându-l să persevereze. Nimic nu este mai descurajant și mai lipsit de motivație decât un partener lipsit de știința de a aprecia gesturile celuilalt. Este de dorit, pe de altă parte, să adăugați vocalizelor și gesticulației și câteva complimente. Doamne, ce bine e! E extraordinar! Ah, mulțumesc! Cât e de bine! E minunat! Ești splendid! Etc. Puțin narcisism, în doze mici, este de importanță capitală pentru tovarășul de joacă. Pus în lumină, respectul de sine sporește dorința față de partener și nevoia de a fi încă și mai bun. În sfârșit, aceste manifestări indică partenerului starea emoțională care vă animă, nivelul de excitație și gradul de evoluție a plăcerii.
adevăratele marcaje ale traseului erotic, ele îi permit să aibă la ce se raporta pentru a ști dacă gesturile îi sunt corecte și eficiente sau dacă trebuie să corecteze ori să perfecționeze. Nu se poate acționa în ceață și nici nu poate cânta dacă sunetul nu se întoarce către urechi pentru a putea fi auzit. Sunt convins că persoanele care nu își exteriorizează sentimentele plăcerii se comportă astfel pentru că nu îndrăznesc să o facă. Multe femei își spun, este animalic, este lipsit de feminitate, doar nu sunt o stricată. În realitate, nu atât ceea ce își spun, cât ceea ce ar putea crede bărbatul este faptul care le reține. Firește, dintre bărbați, unii se bucură de furoarea partenerilor, le-o împărtășesc, dar mai ales își pot face un titlu de glorie din propriul talent erotic. Sunt însă și unii pe care asemenea manifestări îi neliniștesc, fiindcă trezesc în ei vechea spaimă în fața plăcerii feminine, consideră prea violentă și, desigur, de nesăturat. Teama e urmată de dispreț. Aha, crezusem că am luat de nevastă o femeie respectabilă și, cândcolo, am dat de-o o treapă. În privința bărbaților, nu se știe ce îi reține, însă, cea mai mare parte dintre ei rămân tăcuți și chiar în punctul culminant al furtunii. Să fie falsă mândrie, stoicismul, excesiva stăpânire de sine, frica de a nu-și pierde capul, nu-l aud nici măcar respirând, dar aminte să-l mai aud și manifestându-și orgasmul, mi-a mărturisit o femeie. Totul se face fără cel mai mic zgomot, ca și când nu i s-ar potrivi decât penisul. Ei, domnilor, fiindcă partenerele o vor, haideți să nu ne mai ținem respirația, zbaterile, strigătele. Să-ți comunici dorința. În materie de erotism, nimeni nu ar trebui să se teamă să solicite limpede ceea ce i-ar plăcea să facă ori să îi se facă. Cu tare mângâiere, mișcare ori poziție, iar în timpul actului trebuie precizate celuilalt, fără nicio ezitare, detaliile care îl vor ajuta să realizeze aceste dorințe. Întrucât vă iubește, întrucât așa ceva îl excită, simte cu putere nevoia de a vă afla dorințele secrete și de a le transforma în plăcere extremă. Îndrăzniți așadar să îi dezvăluiți locul și gestul. Arătați-i cum faceți pentru a vă stimula. Îndrumați-i mâna sau penisul, gura sau șoldurile. Jalonați locul. Mai sus, mai jos, mai la dreapta, mai la stânga. Indicați ritmul. Mai rar, mai iute. Coordonați amplitudinea. Mai ușor, mai tare. Aceste indicații sunt cu deosebire prețioase, în special pentru bărbații lipsiți, prea adesea, de informații privitoare la sexualitatea feminină, în special în ceea ce privește clitorisul și punctul G. Mai trebuie știut că gusturile unei persoane se pot schimba. Într-o vreme, îi poate plăcea asta și desplăcea cealaltă, mai apoi s-ar putea ca lucrurile să se răstoarne. Argumentul, păi parcă tocmai asta îți plăcea, iar chestia aia nu o voiai deloc, nu folosește la nimic. Fiți continuu atent sau atentă la ceea ce îi place sau îi displace celuilalt. Bucurați-vă că viața înseamnă perpetuă înnoire. Doar și în materie de bucătărie, dans, artă ori mai știu eu ce, gusturile dumneavoastră evoluează. Și mai aflați că gusturile diferă de la o persoană la alta. Ce va mers cu un anume el sau ea nu va fi bun de nimic cu un alt el sau ea. De ce își exprimă dorințele atât de puține persoane? Cele mai multe, fiindcă le e rușine de asemenea dorințe, se consideră perverse, dezmățate, abjecte sau egoiste și se tem ca partenerul să nu le judece din acest punct de vedere. Între noi fie vorba, toate dorințele sunt naturale, iar realizarea lor este perfect normală,
mai puțin actele sadomasochiste, maladive. Alte persoane își zic, ce să-i spun, n-are decât să ghicească, dacă mă iubește cu adevărat, trebuie să știe de ce am nevoie. Sau, semănăm atât de mult încât trebuie să știe ce îmi place, că doar ce îi place lui sau ei, îmi place și mie. Dacă este adevărat că dragostea permite să îl simți pe celălalt, nu înseamnă că permite și cunoașterea completă a infinitei sale bogății de aspirații. Ființa umană este extrem de complexă, așa încât luați notă de aserțiunea. Dacă totul merge bine în tăcere, va merge încă și mai bine vorbind. În sfârșit, unii pretind că vorbind se sfâșie farmecul, că nu trebuie strecurate cuvinte acolo unde nu ar trebui să fie decât senzații și nici tehnică acolo unde freamătă poezia. Indiscutabil, dacă partenerii se simt împliniți fără a-și spune un cuvânt, nu mai e nimic de zis. Însă, dacă nu sunt satisfăcuți, adio poezie, adio senzații. Suntem în plină frustrare. În acest caz, e mai bine să vorbim decât să domnească ranchiuna. Așadar, să vorbim, dar să o facem inteligent. Contează cum o facem. Dorințele trebuie exprimate nerevendicativ, neacuzator. Spuneți mai degrabă, mi-ar plăcea să îmi faci asta și nu, păi, niciodată să nu îmi faci asta. Pe urmă, contează și când și unde. Nu este obligatoriu să îi spuneți în timp ce faceți dragoste și neapărat în pat. Dacă unul dintre parteneri este cumva frustrat sau deosebit de susceptibil, cererea va risca să declanșeze o ceartă. Dacă simțiți că plutește în aer un asemenea risc, lăsați negocierile pentru mai târziu, așteptând momentul propice. Așezați-vă solicitarea sub semnul tandreței și a ludicului și, când clipa va sosi, profitați pentru a vă adânci complicitatea încercând semnarea unui contract sexual. Articolul 1. Fiecare are dreptul să ceară ceea ce dorește, cât de îndrăzneț ori de extravagant ar fi, atunci când dorește, în indiferent de oră sau de locul în care s-ar afla. Articolul 2. Celălalt se va abține să își judece partenerul și cererea făcută. Articolul 3. Fiecare se va strădui să își satisfacă partenerul și asta nu în sensul de a lăsa de la el, ci de a înțelege cererea și de a o împărtăși. Articolul 4. Dacă propunerea într-adevăr nu se poate realiza, fiindcă partenerul nu este pregătit pentru așa ceva, solicitantul primește un joker. Asta înseamnă, azi nu mă pot conforma, dar lucrurile nu vor rămâne așa. Păstrează jokerul care îți va da dreptul să-mi ceri acest lucru cu alte ocazii, până când voi fi de acord. La rândul meu, mă angajez ca atunci când voi fi pregătit sau pregătită să iau inițiativa gestului pe care acum nu îl pot face și se poate și explica. Nu prea îmi vine să fac asta sau sunt obosită sau obosit sau numai asta nu-mi dădea prin cap. Articolul 5. Orice asemenea dialog trebuie purtat pe un ton glumeț, sexy și complice. Variabilitatea plăcerilor. Variabilitate. Iată cuvântul de ordine pentru campania anti-uzură. Imaginația este cea mai bună armă împotriva rutinei. Alungați previzibilul, cunoscutul, normalul, regulile, obișnuitul, regularitatea. Căutați neprevăzutul, necunoscutul, noul, fantezia, capriciul, libertatea și spontaneitatea. Inventați, surprindeți și uimiți. Faceți tot ce vă trece prin cap. Nu închideți iubirea în limitele orare. Orice ceas este bun pentru dragoste. Nu faceți fericirea prizonieră a celor patru pereți ai dormitorului. Orice colțișor este propice, dacă dorința se trezește. Nu transformați sexul în țarc. Orice mângâiere e binecuvântată pe întreaga infinită suprafață a trupului. Nu vă ghetoizați sexele în copulație.
Lăsați-vă vulva sau penisul să se plimbe libere pe acolo pe unde au chef. Orice ați face, faceți relaxat. Dacă activitatea erotică este formă de comunicare și de transcendență, ea este în același timp și o activitate ludică, un spațiu privilegiat, predispunând la bucurie și spontaneitate. Căci, vai, de prea multe ori nu vă lăsați purtați de elanurile naturale. Vă blochează propriul statut. Ca tată, vă spuneți că trebuie să fiți respectabil în orice împrejurare. Ca patron, ori șef, sunteți convins că trebuie să vă demonstrați seriozitatea, orice ar fi. Ca profesor, vă e frică să nu fiți luat drept idiot, pretându-vă la asemenea copilării drăgăstoase. Vă mai blochează și educația familială și religioasă. Să te joci cu propriul trup nu e prea catolic, căci așa ceva produce plăcere și bună dispoziție. Ori, a căuta să te simți bine este atât de egoist și, prin urmare, contrar spiritului de mortificare și de sacrificiu care ți s-a predicat. Plăcerea nu prea miroase a suferință. Lăsați-vă așadar statutul și statuia în pragul dormitorului, la marginea câmpului și la liziera pădurii. Fiți naturali, jucați-vă. Toate ființele vii vă oferă acest exemplu. Ia uitați-vă la veverițe, la lăstuni, la delfini. Ba chiar și florile se prind în joc cu vântul și cu bondarii. Mai ascultați-vă și copilul ascuns în propriile dumneavoastră profunzimi și pe care îl țineți secret. Lăsați-l să urce la lumină și să trăiască râzând poznaș. Vă veți regăsi astfel spontaneitatea, veselia și creativitatea, într-un cuvânt, simțul jocului. Ei da, fiți convinși că această parte de copil din dumneavoastră este tot ce aveați mai natural și mai autentic. Jucându-vă, îi aduceți totodată mulțumiri și lui Dumnezeu, căci doar El v-a făcut cadou acest trup prolific, debordând de senzații, sursă de beatitudine, agil, abil, spontan, într-un cuvânt viu. Și încetați să mai credeți că exercițiul senzualității predispune de egoism. Din contră, atâta vreme cât îl abordăm în spiritul solidarității, orgasmul este un act de o admirabilă generozitate. O formă reciprocă de dăruire în care fiecare își acordă dreptul de a se bucura cât mai mult cu puțină grație celuilalt, în care fiecare se străduie să ofere celuilalt fericirea în plenitudinea ei. Și unul și celălalt dintre parteneri se bucură în egală măsură și de plăcerile primite și de cele oferite. Relația de schimb, presupusă de iubire, este sinteza dintre cel mai frumos egoism și altruismul perfect. Senzualitate și senzualism. Senzualitatea este capacitatea corpului nostru de a percepe, grație și organelor de simț, pipăitul, văzul, auzul și gustul, număr incalculabil de senzații. În relația de dragoste, ne mulțumim prea adesea numai cu senzațiile produse de organele sexuale și apelăm prea puțin sau deloc la celelalte milioane de senzații posibile pe care ni le poate oferi integritatea trupului nostru, deși am avea atâtea de câștigat. Șansele de a beneficia de plăcere și, prin urmare, de starea de bine s-ar putea multiplica la infinit, iar riscul limitării și căderii în rutină s-ar îndepărta în directă proporționalitate. Senzualitatea este cel mai bun mijloc de a ne proteja de plictiseală, de a preveni uzura, de a ne trăi iubirea și de a ne demonstra tandrețea. Haideți, deci, să ne hotărâm să trecem hotarele sexualității convenționale și să extindem schimburile erotice la integritatea corpului nostru cu toate simțurile sale. Prin natura și funcția ei, femeia are o eroticitate vastă și plurivalentă. Organismul ei privește, în mod spontan, toate simțurile. Pentru ea, a face dragoste înseamnă a-și dărui trupul în întregime unui festival în care pot vibra toate fibrele sensibile, putându-se bucura până la extaz
de oricare dintre simțuri. Astfel, sărurile o îmbată până la paroxism, mângâierile o înnebunesc până la orgasm. Bărbatul, în schimb, are tendința de a-și polariza întreaga senzualitate asupra penisului. Această dificultate a bărbatului de a-și erotiza totalitatea trupului este depus pe seama mitului viril căruia îi este victimă. În numele acestei virilități, bărbatului îi este interzis să fie senzual, rafinat, emotiv, tulburat. Întregul dresaj mascul vizează stăvilirea senzualității și reprimarea emoțiilor, ceea ce înseamnă uciderea laturii sale feminine. Un bărbat tandru și senzual riscă să treacă drept un mălâu, dacă nu cumva chiar un fătălău. Pentru a se conforma imaginii cu adevărat mascul, bărbatul se crede dator să evite mângâierile și celelalte delicatese, dedicându-se prostește simplei călăriri a femelei. A venit vremea ca bărbații să învețe că virilitatea este importantă pentru a lupta împotriva incendiilor sau pentru a câștiga un meci de rugby, pentru că doar în pat, anima este ceea ce trebuie dezvoltată, că trebuie să hotărască, în sfârșit, să exploateze această mină de aur care este propria lor senzualitate. Vor vedea astfel nu doar cum fericirea le devine mai vastă, dar și aproape inepuizabilă. Al nouălea cer spre care te înalță patul va arăta altfel și, pariez, chiar și lumea mai apoi. Lumea modernă ne hărțuiește cu senzații excesive și artificiale. Decibeli asurzitori, necontenită amețeală, mirosuri urâte, mese insipide ne agresează simțurile prețioase întreaga zi, deformându-le, tocindu-le. Trebuie să învățăm din nou să ne degustăm semnalele cele mai blânde și mai naturale. Pentru dezvoltarea senzualității și reeducarea sensibilității, nu poți conta decât pe tine însuți. A fi senzual este, înainte de orice altceva, o stare de spirit. Pentru a accede la ea, vă propun o metodă pe care am numit-o senzualism. Iată în continuare principiile. Regăsirea virilității simțurilor. Cine oare, după o boală îndelungită, plimbându-se pe o stradă inundată de soare, nu a simțit că parcă tot ce întâlnea îi ieșea în cale pentru întâia oară în viață, ca și când abia atunci ar fi descoperit lumea? Totul părea complet nou simțurilor noastre, de prea multă vreme lăsate la o parte. Prea alba luminată, atât de proaspătul aer, amestecul de simțuri, zgomotele, strigătele. Ce beție să respiri profund, să te miști în voie. Păi, atunci, să trăiești, este mai mult decât bucurie, este voluptate. Această virginitate pe care ne oferă convalescența o regăsim în dragoste, căci și ea înseamnă renaștere. Prospețimea senzațiilor este proprie copiilor. Aceleași simțuri vii, deschise, fremătând la cea mai mică adiere. Cum să regăsim această virginitate, primă condiție a bucuriei? Trebuie să ne străduim să recuperăm privirea copilului când se trezește. Să ne hotărâm, deci, într-un act deliberat, să primim toate semnalele ca și când ar fi cu adevărat noi. Ca și cum noi înșine am fi nou-nouți, să deschidem larg ochii, să ne ascuțim auzul, să sorbim cu nesați aerul, să gustăm, să degustăm, să atingem, să palpăm cu voluptară fervoare. Guide rămâne inevitabil ghid în această încercare. Am devenit dintr-o dată maleabil, amiabil, disponibil, prin toate simțurile, atent, ascultător, până la a-mi pierde orice gând personal, receptor, în trecere, al tuturor emoțiilor. Mai mult, privește dimineața ca și când toate lucrurile atunci s-ar naște și fiecare viziune
să-ți fie, în fiecare clipă, una nouă. Trăirea clipei. Dacă observăm un peisaj, focalizând, putem vedea perfect și exclusiv zona prinsă de obiectiv. Dacă deplasăm aparatul într-o parte sau în alta, imaginea zonei precedente se pierde. La fel se întâmplă și cu senzația, punctul ei maxim de atingere atunci când conștiința este orientată către o clipă prezentă. Deplasând însă atenția către trecut ori viitor, contactul cu senzația se pierde. A doua condiție pentru a gusta plăcerea simțurilor este așadar concentrarea asupra prezentului. Ori, avem o supărătoare tendință de a trăi în afara prezentului care clocotește în noi. Reținuți în trecut, ori aruncându-ne înainte spre viitor, într-o oarecare măsură, trăim pe alături de noi înșine. Orgasmul însă îl avem aici și acum. Pentru aceasta trebuie tot aici și acum un act de voință din partea noastră, pe care doctorul Vitoz îl numea act conștient. De mai multe ori pe zi trebuie să ne hotărâm să renunțăm la automatismul acțiunilor pe care îl întreprindem, să debarasăm conștiința de toate gândurile care o parazitează și să ne dedicăm în întregime lucrului pe care îl facem. Așadar, să privim cu atenție lucrul spre care ne-am îndreptat privirea, să ascultăm cu atenție ceea ce auzim, să simțim concentrați ceea ce atingem, să trăim complet prezentul gestului pe care îl facem. Strigați mai bine precum Faust: oprește-te tu clipă, ah, cât ești de frumoasă! Ceea ce aș putea spune despre clipă nu poate egala ceea ce Guide a scris. Am luat obiceiul de a separa fiecare clipă a vieții mele pentru a obține o totalitate de bucurie cu bucurie. Nu îl deosebi pe Dumnezeu de fericire și fă să locuiască în clipă întreaga fericire. Să fii atent. Pentru a percepe o senzație, trebuie să fii atent. Experiențele au dovedit că dacă atenția este îndreptată selectiv asupra unuia dintre organele de simț, crește efectul excitației sale. A alege să fii atent cu unul dintre aceste simțuri facilitează transmiterea și receptarea mesajelor corespondente lui. Facilitare produsă de nucleele de substanță reticulată activatoare ascendentă. Trebuie avut însă grijă ca acest efort de concentrare a atenției să nu provoace tensiuni. Este de dorit un grad variabil de atenție, mai degrabă un soi de disponibilitate a capacității de concentrare. Pentru a o atinge, trebuie să vă destindeți respirând abdominal și marcând cu pauze scurte fiecare inspirație și expirație, exercițiul relaxând ansamblul muscular. Căscatul profund și întinsul suav au aceleași efecte. Să te abandonezi. De la cedare deliberată prin disponibilitatea atenției până la neînfrânarea totală nu mai este decât un pas. Faceți-l. Pentru a declanșa plăcerea, trebuie să-ți dai drumul, să-ți lași trupul să vibreze în ritmul excitațiilor și să își manifeste bucuria. Pentru a avea orgasm, eul trebuie să abdice din poziția sa de dominator al corpului, iar voința trebuie să fie anulată. Plăcerea nu poate fi posedată. Plăcerii trebuie să îi te abandonezi. André Gide ne mai sfătuia: câteodată nici nu mai simți limitele trupului. Prin voluptate devenea poros ca zahărul. Să dizolvăm pulsația aceasta a ființei, senzația aceasta ți-ar mai fi dăruit încă și alte delicii dacă ai fi știut. La rândul tău, să îi te dărui cu totul. Abandonarea este cea dintâi condiție a orgasmului. Timp pentru orgasm.
omul actual trăiește într-un ritm prea rapid. Time means money. Trebuie să producă și să câștige mult, deci să muncească și să se deplaseze prea mult. Un asemenea ritm nu îi lasă timp pentru a trăi cu adevărat, adică pentru a simți și a se bucura. Rapiditatea este incompatibilă cu senzualitatea. Nu poți simți și nici nu te poți bucura de-a binelea dacă nu ai timp să conștientizezi senzația, iar aceasta nu apare în toată puritatea și splendoarea-i, decât dacă fluxul conștiinței se oprește și se limpezește. Încercați să trăiți mai lent, chiar dacă pentru asta ar trebui să vă reorganizați viața și să revedeți obiectivele și prioritățile. Dăruiți-vă de mai multe ori pe zi. Plaje de senzualitate. Nu așteptați să vi se ofere timp liber. Luați-vi-l singuri. Câte o senzație, pe rând. Pentru a ne bucura din plin de o senzație, adeseori trebuie să o izolăm. Multiplicarea solicitărilor senzoriale este încă o toană a vieții moderne. Această pletoră de senzații dezordonate și excesive constituie o adevărată agresiune senzorială, incompatibilă cu plăcerea. Mai rău, ea trage după sine oboseala și agravează anxietatea. Un maestru zen, iritat de discipolii puși pe harță, care îl întrebaseră pe ce îi se bazează autoritatea, le-a spus: când mănânc, mănânc. Când beau, beau. Plăcerea privirii. Să știi să îți ferești goliciunea de obișnuință, să îi protejezi întreaga-i natură prețioasă, să te dezbraci cu onestitate și surprinzător în același timp, înseamnă să deții o splendidă senzualitate. Poate fi vorba doar despre cămașa de noapte sau despre pijamaua pe care o lăsați să alunece cu o prefăcută nevinovăție sau cu o jucată veselie. Chiar la marginea patului, înainte de a vă arunca în el, la extremă, poate fi vorba despre un adevărat spectacol. Lent și suav striptiz improvizat la picioarele patului. Fabuloasă defilare în rol de manechin, probând rochii și voaluri. Dansuri improvizate, având drept costumație doar coliere lungi, de ștrasuri ori scoici în formă de inimă. Ca fond sonor, o muzică seducătoare, un vals sau partituri pentru percuție, care inspiră mișcările și gesturile feminine, dar și pe acelea masculine, fiindcă și bărbații trebuie, în aceeași măsură, să ia și ei parte la asemenea minunate jocuri. Siderată, amuzată, uimită, excitată, partenera vă va primi cu brațele deschise între cerșafuri și va cere bis. O condiție există totuși. Orice remarcă de natură critică la adresa trupului gol este interzisă. Rana narcisiacă, iremediabilă, care ar urma, ar putea pune capăt definitiv acestui gen de abandon care tocmai vă fusese făcut cadou. Este de asemenea plăcut să vezi trupurile goale în timp ce faci dragoste. În mod special, este emoționant, este încântător chipul femeii transfigurat de fericirea erotică și ochii ei care nu încetează să ne transmită iubirea. Fie că este vorba despre oceanul fascinant al celor albaștri, fie despre uimitoarele focuri de junglă ale celor căprui. De fiecare dată devin atât de largi și atât de profunzi, încât ne cuprind cu totul, lăsându-ne să înnotăm în imensitatea lor, în timp ce ne privesc cu o extraordinară intensitate. În timp ce privesc spre nenumite depărtări, pierzându-ne cine poate ști unde, încât ne pierdem și noi la rândul nostru. Oh, cât de frumoase sunteți în acele clipe! Ah, sunteți chiar nesfârșirea! Însă, pentru a vă putea bucura de toate acestea, trebuie să refuzați să mai faceți dragoste pe întuneric,
cu excepția delicioaselor surprize în miez de noapte. Pe întuneric, pupilele nici nu văd, nici nu se văd. Ori, știți ce importantă este, pentru dorință, dilatarea pupilelor. Trebuie să ne colorăm iubirea? Este deja dovedit că gama cromatică are efecte interesante asupra psihismului și sănătății noastre. Astfel, a fost elaborată cromoterapia, tratamentul cu ajutorul culorilor. Ne putem opri mai departe la impactul culorilor asupra dorinței. Sunt excitante culorile calde, roșu, oranj, galben. Dacă aveți nevoie de o stimulare brutală, lipsită de discernământ, animalică, pentru a-i spune pe nume, alegeți roșul. Dacă doriți o stimulare primară, însă mai fină și colorată cu o nuanță de tandrețe, oranjul este cel de care aveți nevoie. Dacă aveți în vedere recrudescența excitației, însoțită însă de o doză apreciabilă și elevată de tandrețe, adoptați galbenul. Pentru a profita mai bine de efectul culorilor, îmbrăcați-vă total sau parțial în aceste culori, folosindu-le, de asemenea, pentru fețele de masă ori prosoapele de baie, dar și pentru iluminat, becurile roșii, oranj sau galbene, creând o ambianță propice a apropierii ființelor. Delicioasele arome. Simțul mirosului ne este mai puternic și mai eficace decât am fi tentați să credem. Totuși, dincolo de capacitatea fiziologică, importante pentru noi, din punctul de vedere al acestui simț, sunt repercusiunile sale afective. Simțul mirosului intră cu arme și bagaje în universul emoțional. Nu există mirosuri neutre. Toate mirosurile ni se relevă dintr-o dată, chiar înainte de a le fi identificat, sub formă plăcută ori neplăcută, aducându-ne instantaneu într-o stare fericită sau nu. Și asta pentru că responsabil este rinencefalul, creierul mirosurilor, așa zicând, partea sistemului limbic, care, după cum știți, este sediul emoțiilor și al plăcerii. Mai mult, rinencefalul este centrul hipotalamusului, al pulsiunilor fundamentale, instinctul sexual, instinctul agresiv, setea, etc. Iată de ce fiecare miros pune imediat în mișcare dorințele corespunzătoare. Mai există o explicație a impactului afectiv al mirosurilor, care se referă la asocierea stabilită de mii și mii de ori, încă din prima copilărie, între percepțiile olfactive și emoțiile fericite ori nefericite al acelor momente. Condiționarea este înscrisă pe viață în creierul nostru. Să luăm momentele fericite. Știm deja că fericirea produce copilului contactul cu trupul matern. Aceasta semnifică sfârșitul singurătății, al fricii, al foamei și al multor altor senzații neplăcute. Mai mult, este vorba despre un aport de blândețe, de căldură, de hrană și de multe alte senzații agreabile. Ori, în timp ce un nou născut plutește în senzația binefăcătoare, plutește și într-un mozaic de mirosuri, având ca origine pielea mamei, sânii ei, axilele, gura, părul, dar și sexul. Și aceasta va dura mult timp, fiindcă micuțul va trăi până la 7 ori 9 ani în intimitatea mamei, în brațul ei ori agățat de picioarele ei, cu nările la înălțimea pubisului. Cum ați vrea să fie uitate toate acestea? Nu vă mirați, prin urmare, dacă la 20 ori la 80 de ani, mirosurile trupului celuilalt, printre altele, și mirosul sexului, vă pot bulversa în asemenea măsură și vă pot insufla accese de fericire. Este ca și când porțile paradisului s-ar fi deschis dintr-o dată, ale paradisului pierdut al copilăriei, regăsit prin iubire. De această dată, fără limite și fără sfârșit. Cum suferă fiecare,
pe măsura fantasmelor și aspirațiilor noastre. Ca orice animal, și noi emitem mirosuri. Ele provin în special din piele și din pliurile ei. Acum, știm că moleculele mirositoare se numesc feromoni. Cercetări recente au confirmat existența și rolul sexual al feromonilor umani. În vaginul maimuțelor a fost descoperită o substanță care declanșează excitația masculilor, un acid volatil numit copulină. S-a constatat că această copulină provoacă dorința sexuală masculină. În secreția vaginală feminină, găsindu-se compuși înrudiți cu copulina. Alți cercetători au descoperit că androsteronul 124, substanță care se găsește în secrețiile sexuale ale porcului, este componentă a transpirației axilare și a urinei masculine. Ori, mirosul acestei substanțe este foarte bine perceput de către femei. În sfârșit, există o substanță cu miros de pește, trimetilamina, care are capacitatea de a excita dorința sexuală a mamiferelor, inclusiv a masculului uman. Aceasta se găsește fără îndoială și în secreția vaginală feminină, care are un plăcut miros marin. În orice caz, se găsește în sângele menstrual, care, după cum se știe, are puterea de a atrage masculii. Un simț atât de puternic precum mirosul poate oare juca un rol în menținerea sănătății? Ba chiar unul curativ? Medicii orientali acordau o putere terapeutică mirosurilor, în special parfumului florilor. De exemplu, medicii indieni pretindeau că esențele satvice, cuvânt sanscrit care înseamnă armonizatoare, ale trandafirului, ne încarcă de energie subtilă. Cât despre chinezi, aceștia erau convinși că trandafirul, dincolo de efectul despre care vorbeau indienii, îmbunătățește acuitatea vizuală, favorizează eliminarea toxinelor și are efect calmant cardiac. La rândul nostru, am constatat că plăcerea provocată de mirosurile plăcute destinde nervii și diminuează anxietatea. Fără îndoială, aromele sexuale au și asemenea virtuți medicale, dincolo de ele, de argumentarea dorinței. Să ne înfruptăm și să ne bucurăm așadar de amețitoarea și delicioasa rezervă naturală de mirosuri a ființei iubite. Interacțiunea acestor mirosuri constituie esența iubirii. A le aspira este fundamental pentru întreaga viață amoroasă, scrie Ruth Winter. Procedați, deci, la veritabile inhalații conștiente, prelungite, însoțite de parfumurile și celelalte arome pe care vi le poate oferi ființa iubită, care vă vor provoca plăcerea, destinderea, euforia și, firește, o bogată viață sexuală, fiindcă mirosurile înzecesc puterea dorinței și a imaginației. În zilele noastre, excesul de curățenie riscă să reducă apetitul sexual masculin. Pierzându-și mirosurile, sexul feminin își pierde magia. La naiba cu scobiturile lipsite de miros, proaspăt ieșite din bazinele sanitare. Pe copcă să se ducă toate despicăturile dezodorizate, cu temirce spray-uri de pe la farmaciști. Nu există parfum mai îmbătător decât acela al sexului de la lăsarea serii, când mirosurile intens distilate, în ascunsa strâmtoare, urzite de necontenitele mișcări diurne, infuzate în clocotul profunzimilor, oferă compoziția sublimă. Și, dacă același sex, la vederea iubitului, lasă să-i scape și câteva lacrimi erotice, suntem în plin delir. Un hățiș odorifer complicat în care domină în funcție de geografia corporală anumite componente. Astfel, mirosurile sălbatice ale pubisului, nuanțe înțepătoare ale frunzelor de arboret, în serile de toamnă sau aprige efluvii,
ale haitei mânate mai departe, sau mirosurile oceanice ale pliurilor vulvare, sub soarele ivindu-se din valuri, marea crescândă, purtătoare de lumină, trezește varecii în estuarul de la Aurai. Ce să mai vorbim despre exhalațiile de la revărsatul zorilor, iubita, impregnată de elixirurile plăcerii, a adormit în brațele iubitului ei. Peste noapte, licorurile intime au compus cel mai înnebunitor buchet la care ai putea visa. Alambicate sub moleșeala trupurilor. Și atunci, bărbatul va reface somptuosul gest de a le aspira cu delectare esențele amețitoare, miresmele izbăvitoare. Astfel hrănită dorința, bărbatul va aduce iarăși mulțumiri sexului femeii iubite. Plăcerile gurii. Gura înseamnă sărut și carne minunată. Nimic nu este mai apropiat de pulsiunea sexuală decât pulsiunea orală și nimic nu este mai asemănător mucoaselor sexuale decât mucoasa bucală. În ceea ce privește sărutul, vreau să subliniez că soții nu se mai sărută atât cât ar trebui. Mai ales bărbații uită prea adesea de gurile soțiilor lor. Păcat, căci este un mod atât de puternic și de intim de a-ți mărturisi dragostea și de a produce plăcere. Fiindcă trebuie să fii foarte intim cu o persoană pentru a face schimb de salivă timp de mai multe minute. Și mai vreau să adaug că există o mulțime de săruturi de inventat, dar, ca de obicei, trebuie cheltuită ceva imaginație și trebuie să te dedici acestui lucru cu aplicație. Chiar dacă este vorba despre joc și plăcere, treaba trebuie făcută cu seriozitate. Dedicați-vă așadar seri de săruturi. Gură în gură, inventați capodopere, fără plictis, cu fervoare, cu rafinament și voluptate. Ehei, aveai 16 ani, era prin 1952. Pe vremea aceea, tot ce era permis, și asta nu la îndemâna oricui, era să îți săruți iubițica ori iubițelul. Dar cum mai profitai de asta? Te simțeai în al nouălea cer, lingând, sugând, aspirând, băând, morfolind, luând de la capăt, inventând, rafinând. Buzele se umpleau de plăcere, se înfierbântau, se muiau, deveneau atât de sensibile. Limba, cu vârful subtil, desena buzele iubitei, de la o margine la cealaltă, aluneca pe suprafața dantelată, exploata versanții interni, tatona apoi dinții, se strecura printre ei. Făcea piruete sub bolta palatină, invita la dans cealaltă limbă, se arunca în abisul de sub ea. Și iată cum cealaltă limbă venea în întâmpinare, prelua ștafeta, amplă, cărnoasă, aspră pe deasupra, netedă pe dedesubt. Era conștientă, hrănitoare, tandră și umedă, ce deliciu! Vârful limbii se însuflețea din nou și își relua incursiunea. Cerceta dinții prin exterior și prin interior, le evalua tăișul. Mergea până la premolari și încerca să își facă drum mai departe. Imposibil, gurile se desfăceau. Trebuia doar să îți reiei suflul și iarăși îmbrățișarea. Mâini înfometate, sexe fierbinți și iarăși săruturi fără de sațiu, doar că trebuia să vă întoarceți acasă, fiecare la el acasă. Ce seară plăcută ați petrecut, în picioare, în întunericul unei porți uriașe sau pe o bancă, pe o altă bancă, pe încă o bancă. Să ne întoarcem la carnea minunată. Dintotdeauna este cunoscut faptul că plăcerile gurii se împacă perfect cu cele ale sexului. Marii seducători, precum Casanova,
nu s-au înșelat. De altfel, noile iubiri se inaugurează la restaurant, relațiile dulci se întrețin prin supeuri amoroase, iar nopțile fierbinți se încheie cu micul dejun servit în pat. Nu ezitați, prin urmare, rafinându-le pe ambele, să amestecați bucuria papilelor gustative cu jubilațiile receptorilor voluptății sexuale. Dacă vreți să îmbinați utilul cu plăcutul, combinați-vă meniurile din elementele care stimulează dorința. Fructele de mare, ouă sub orice formă, țelină, mai ales tulpină, trufe, caise, piersici. Aromatizați cu busuioc, rozmarin, cuișoare, supranumite cuișoarele iubirii, șofran, scorțișoară și vanilie. Pentru digestie, serviți o ceașcă de mentă, menta piperita. Dacă mai doriți digestive, alegeți din lista următoare elixiruri ce pot fi utilizate ca și aperitive. Lichior de cuișoare, 1,5 litri de apă, 1 kg de zahăr, 25 de grame de cuișoare, 1 litru de rachiu de 45 de grade, 25 de grame de praf de scorțișoară de Ceylon, 1,5 litri de vin roșu. Puneți la macerat scorțișoara și cuișoarele în 50 ml de apă, timp de 5 ore. După macerare, strecurați printr-un tifon. Preparați siropul cu 1 kg de zahăr și 1 litru de apă. Vărsați amestecul în vinul roșu. Scoateți aromaticile, scorțișoara și cuișoarele, și puneți-le într-un tifon. Fierbeți preparatul timp de 1-2 minute, lăsând aromaticele în tifon. Lăsați să se răcească și adăugați rachiul. Amestecați bine și puneți lichiorul în sticle. Cremă de ghimbir, 100 de grame de ghimbir pudră, de la o farmacie naturistă, 2 litri de alcool de 85 de grade, 1,6 kg de zahăr, 2 litri de apă. Puneți pudra de ghimbir într-un borcan, adăugați alcoolul. Închideți ermetic borcanul și lăsați-l 8 zile la macerat, agitându-l zilnic. După 8 zile, strecurați amestecul printr-un tifon. Filtrați cu atenție. Preparați siropul de zahăr și, când se răcește, amestecați-l cu rezultatul bine limpezit al macerării. Dacă este necesar, mai filtrați odată și puneți în sticle. Lichior de mentă. 1 litru de rachiu, 750 de grame de zahăr, 2 pumni de frunze de mentă, menta piperita, uscată sau 3 pumni de frunze de mentă proaspătă, un pahar de apă și caramel. Lăsați frunzele de mentă la macerat timp de 2 luni în litrul de rachiu. Faceți apoi un sirop cu cele 750 de grame de zahăr și paharul de apă. Luați spuma și lăsați să se răcească. Preparați sau cumpărați un caramel foarte închis la culoare. Acesta va avea destinația de colorant al lichiorului. Amestecați totul, filtrați și puneți în sticle. În concluzie, iată un titlu de exemplu, un meniu afrodisiac deosebit de eficient. Aperitiv. Lichior de cuișoare, 1 sau 2 pahare, nu mai mult. Antreu, țelină cu sos remulad și ouă a la rus, sau tulpin de țelină și ouă a la rus, sau supă de pește, sau fructe de mare, sau pate de ficat garnisit cu trufe, sau pește cu mirodenii și sos de usturoi pisat, preparat cu ulei, sau pui cu ghimbir și orez cu șofran. Desert. Caise natur sau
tartă de caise sau piersici sau ghimbir confiat. Șampanie, 2 cupe, nu mai mult. Digestiv, cremă de ghimbir sau lichior de mentă sau ceai de mentă. Dragostea face mâna. Am descris pe larg mângâierile din creștet și până în vârful degetelor de la picioare, de la ceafă până în tălpi, în tratatul de mângâieri. Am schițat o geografie senzuală și uimitoare cărări sensibile, ascunse în hățișurile epidermei. În lucrarea de față, vreau doar să subliniez câteva aspecte. Nevoia de mângâiere sau, mai general vorbind, de simulări cutanate, îmbrățișări, masaj, ciupituri, mici mușcături, lins ori alte variante, este o nevoie fiziologică fundamentală, la fel de imperativă ca și nevoia de apă, de aer sau de mâncare. Echilibrul fizic, ca și acela psihic, cere un minim de contacte, lucru valabil atât pentru copii cât și pentru adulți. Cu cât ființa este mai tânără, cu atât această necesitate este mai puternică și are caracter vital. Lipsa stimulărilor cutanate atrage după sine tulburări nervoase și afecțiuni psihosomatice. În schimb, aceste atingeri sunt motorul a numeroase binefaceri, mai ales la nivelul sistemului nervos. Sedarea enervării, diminuarea anxietății, creșterea stării de bine, până la euforie și un prea plin energetic. După părerea mea, mângâierea este cel mai bun tranquilizant, mult mai avantajoasă și decât whisky-ul. Atingerile prezintă însă și alte avantaje. Ameliorarea circulației sanguine la nivel cutanat, relaxarea contracțiilor musculare, diminuarea durerilor. După cum cred că ați ghicit, endomorfinele joacă un rol important în acest domeniu. Mângâierea gratuită este una dintre cele mai frumoase realizări ale cuplurilor fericite. Într-adevăr, relația fizică între bărbat și femeie poate consta într-un schimb de mângâieri gratuite, fără nicio intenție copulatorie. Dincolo de mângâierile din timpul preludiului sau al postuludiului, este foarte bine să practicați și aceste mângâieri gratuite, fiindcă dacă scopul lor este starea de bine și apropierea intimă, aceste mângâieri le presupun pe amândouă. Este bine și pentru că, lăsând la o parte, din când în când, penetrarea, îndrăgostiții sunt obligați să exploreze și alte domenii ale senzualității, printre altele și rugatul sclipitor și fără de margini ale epidermei. Și, în sfârșit, este bine, fiindcă, lipsiți de obligația erecției și a orgasmului, partenerii pot lăsa câmp liber creativității și pot reinventa gesturi, cuvinte, priviri, recreând astfel un alt mod de a face dragoste. Femeilor le plac mângâierile, le caută ca atare și nu neapărat ca preliminarii ale actului sexual. Le place să mângâie și să fie mângâiate. Atingerile sunt la fel de importante pentru ele ca și penetrarea. Te poți dedica jocurilor epidermei fără a te gândi neapărat la sex. Să fie asta pentru că femeile rămân, în marea lor majoritate, mai romantice, mai sentimentale, mai tandre, fără îndoială. Să fie și pentru că senzualitatea lor este mai difuză, evident. Bărbaților, în schimb, le este mai greu să limiteze schimburile senzuale numai la mângâiere ale pielii. Astfel spus, să practice mângâierea gratuită. Ei simt întotdeauna nevoia de a merge până la capăt, așadar, de a face dragoste. Dacă nu, ceva le va lipsi. Pentru ei, orice mângâiere nu trebuie să aparțină decât preliminariilor.
înainte de a trece la lucrurile serioase. O pacientă îmi mărturisea: dacă mă apropii de el, o ia imediat ca pe o invitație la sex. Nu înțelege că ne putem atinge la fel de tandru cum o facem și cu fetița noastră. Toți cei care au luat parte la stagiile de masaj Esalen știu că bărbații, imediat ce sunt atinși, intră imediat în erecție. Faptul că explică prin educația și funcțiile obiective ale bărbatului, care tind să reducă senzualitatea cutanată și tandrețea, dar și prin puternica încărcătură pulsională, concentrată în penis. Cu toate acestea, pielea bărbatului, în timpurile noastre, când munca manuală s-a mai redus ca durată, este la fel de sensibilă ca și a femeii. Rămâne ca bărbatul să se elibereze de prejudecăți și să își descătușeze anima. Abia atunci se va putea dedica fără rezerve plăcerilor mângâierii. Multiplele splendori ale mângâierii. Fie că sexele sunt atinse cu mâna, cu gura, cu limba, cu părul, etc., fie că ele ating pielea peste tot, fie că se ating între ele, tot despre mângâieri este vorba. Mângâieri pentru sexul femeii. Imposibilă nuditatea femeii, îi îndepărtezi toată îmbrăcămintea și iată că sexul tot rămâne îmbrăcat și acoperit de valuri, pe care nu sfârșești să le îndepărtezi. Ia să vedem. Ea este întinsă pe spate, el în genunchi. Amândoi sunt goi, storurile sunt coborâte. Razele soarelui, strecurându-se printre ele, le desenează pielea în dungi, la întâmplare. El se apleacă, buzele sărută valea dintre sâni. Un sărut, nu prea apăsat, ceva între adorație și dorință. Sărutul următor se așează pe pântece. Celălalt, ceva mai jos, în tenebrele mătăsoase prin care plutesc norii groși de efluvii. Frisonează, gura îi se lipește de buclele de păr, respirația lui călduță parcurge pliurile sexului ei, care tresare. Nările îi urmează, inspirând profund. Îmbătat de parfumuri, bărbatul încearcă să desfacă coapsele. Femeia rezistă. El se ridică și îi caută privirea. Te rog, o imploră. Ea încă ezită, dorința fiind încă în conflict cu pudoarea. Dintr-o dată, picioarele se relaxează. El îi le desface cu blândețe și vede blănița care acoperă pubisul coborând între coapse. Sub blăniță, carnea ușor bombată, generoasă. Cu degetul mare și cu arătătorul, lacom, bărbatul pipăie, măsoară adâncimile cărnii, simte fluidul sanguin. Cu aceleași degete, freacă între ele buzele mari, urcând și coborând. Printre pliurile cărnii, sub surplomba pubiană, zărește perla clitorisului. O ciupește ușor, o lasă să alunece între mucoasele umede. Femeia freamătă. Geme. Privirile îi se pierd către înaltul plafonului. Vulva este încă închisă, abia dacă îi se ghicește despicătura. Dar iată că bărbatul pune vârful degetului mare la comisura buzelor mici, lăsându-l să plutească pe horbota lor, imaginându-și fanta sexuală. Iar și iar ia de la capăt gesturile, ușor, apăsând de fiecare dată puțin mai mult. Deodată, în coborâre spre nivelul vaginului, degetul îi se afundă. Vulva turgescentă începe să îi se reverse. Lăsând degetul să cerceteze profunzimile, urcă de-a lungul faliei, desfăcând buzele muiate până când descoperă clitorisul, pe care îl mângâie. Acum trebuie să se hotărască. Își va așeza torsul pe pântecele femeii și coatele între coapsele ei, desfăcându-le puțin mai mult. Cu câte o mână pe fiecare dintre buze,
cu degetele făcute pieptene, trage de o parte și de cealaltă și atunci în fața lui apare una dintre minunele planetei, pe care nu o egalează nici intimitatea irisului celui mai rafinat, nici pulpa fructului pasiunii, vulva înflorindă, turgescentă, cu fața internă a buzelor mare umflată, cu coline strălucitoare, sclipind de rouă, umflate și ele de sevă, puternic, roșii de emoții, franjurii buzelor mici ondulează între anus și clitoris. Mângâindu-le cu ochii, bărbatul lasă arătătorul să îi alunece pe buzele mici, umflate, tari și umede. Fascinat, trece iar și iar degetul peste ghirlanda nimfelor. Femeia își începe melopeea, în contrapunct. Neîncrezător, bărbatul zărește dintr-o dată apa, care, pe atunci, strălucea doar la suprafața buzelor mici, începând să curgă în șuvoaie scântietoare, lame subțiri alunecând peste tot, firișoare urmând cărările dantelate și insinuându-se până în cea mai mică fisură. Un amestec de vapori urcă dinspre lagună, dezlănțuind emoții olfactive și punând în stare de alarmă măduva spinării. Vântul, trecând peste licitația din piața de pește, poartă parfumul strălucitor al doradelor albastre și danful mucegăit al ierbii, de mare stoarse, la care se adaugă efluviile roșiatice ale fiarelor care și-au pierdut răbdarea în cuștile cu gratii de oțel, amestecându-le cu suavul fum din foc de lemn, infuzat în ceața tomnatecă. Atâtea volute, împiedicându-se, îl fac să își piardă capul și atunci, încă o dată, își aruncă fața în deschizătura purpurie și, de această dată, gura și limba o iau în stăpânire, sărutând-o, lipăind-o, gustând, înghițind și salivând în același timp, cu niște te iubesc pe jumătate înghițite de șuierul apei amestecate cu salivă. Sub săruturi, izvoarele își dublează generoasa țâșnire și de acolo, de sus, vocea iubitei înfierbântate mai urcă cu câteva note. Acum, bărbatul nu mai are ochi decât pentru acest foc care arde sub pubisul femeii și, o dorință nebună, îl cuprinde. Cu degetul mare al fiecărei mâini, trage ușor capișonul și vede țâșnind, superb și strigând de nerăbdare, glandul feminin. Fascinant acest spectacol al sângelui, ridicând clitorisul deasupra ghizdurilor vulvei. Bulversat acest spectacol al chemării dorinței, spectacol care ne zguduie pe toți, din noaptea timpurilor, de când există viață pe pământ. Iar, în după amiaza toridă de vară, îl vedem în paroxism pe scena trupului de femeie care imploră, se întinde și strigă. Bărbatul își apropie figura și nu mai trăiește decât pentru focul pe care îl va sorbi cu propria-i gură. Cu buzele, cu o grijă extremă, suge încet clitorisul, apoi îl linge foarte ușor cu vârful limbii. Femeia este în plin supliciu, căci plăcerea a amețit-o și pe ea. Dintr-o dată, un val profund îi ridică șoldurile, ceafa, capul și o aruncă acolo unde spațiul nu mai poate fi măsurat, unde timpul nu mai contează, unde trupul se dizolvă în suflet. Iar ceea ce în această clipă se naște și nu poate purta niciun nume, țâșnește spre înalt, tot mai vast, în expansiunea-i către infinit. Povestea este frumoasă și nu te saturi de ea întreaga viață. Cum arta de a iubi este fără limite, aș mai adăuga doar câteva cireșe de tort. Înainte de a-și începe degustarea, unii rafinați ung vulva cu o cremă dulce, cu dulceață sau cu miere,
pretinzând că, astfel, pasiunea gurii crește spre maxima bucurie a femeii. Alții, cu inimă mare, asociază semnelor de prietenie dedicate clitorisului ferma, deși blândă frecare a punctului G, cu ajutorul unui grijuliu deget mijlociu. Este o modalitate bună de a îmbina și multiplica plăcerile, dar și o metodă de a iniția punctul G în vederea orgasmului. Să ne reamintim că stimularea digitală sau linguală a zonelor erogene pot conduce la orgasm. Să ne mai amintim, în sfârșit, că sfaturile cele mai bune pe care un bărbat le poate primi sunt acelea care vin chiar din partea femeii, fiindcă ea știe cel mai exact ce îi poate face bine. Mângâieri pentru sexul bărbatului. Mult prea des, femeia tratează sexul bărbatului în mod stereotip, mulțumindu-se să îl ia în mână și să îl facă să alunece mai repede sau mai încet, în inelul format din degetele îndoite. Un fel de mulț, fără îndoială plăcut, dar care, imitând mișcarea de du-te vino în vagin, nu poate conduce decât la ejaculare, ceea ce pune capăt petrecerii. Degetele pot însă oferi și mângâieri mai subtile. Astfel, vârful unuia dintre ele, umezit în prealabil cu salivă, va începe să atingă ușor glandul și meatul cu mișcări continue sau sacadate. Este și rafinat și suportabil. Dacă țineți însă neapărat să vă înnebuniți partenerul, umeziți-vă iarăși vârful degetului și mișcați-l circular, în jurul coroanei glandului, marginea ușor ieșită în afară dintre gland și învelișul lui. Fără a ridica degetele, mișcați-l continuu și lent în sensul acelor de ceasornic, apoi invers. Faceți aceeași mișcare punctat. Luați-o din nou de la capăt, folosind de data aceasta două degete, arătătorul și mijlociul, să spunem. Apoi, adăugați-l și pe cel mare. Mai departe, vă las să vă imaginați ce s-ar mai putea face. Va fi un excelent exercițiu anti-uzură. În definitiv, așa trebuie procedat pentru a forța creativitatea. Delimitezi o zonă a corpului partenerului și îți propui un ceas în care obiectivul să fie stimularea fără încetarea acestuia, doar cu ajutorul degetului sau al gurii. Vă va mira numărul de combinații posibile. Fiindcă tot suntem la stimularea glandului masculin, nu ați făcut-o fără a remarca faptul că, trecând circular vârful degetului peste coroana acestuia, degetul va aluneca sub coroană pe o dehiscență fină, peste care trecerea degetului a făcut să sporească numărul de manifestări de bucurie, strigăte, mișcări bruște, etc., ale partenerului, care, totuși, părea să fi fost deja pe culmele plăcerii. Acestea se întâmplă fiindcă, dacă coroana glandului are o sensibilitate electrică, frenul aceluiași gland, căci despre el este vorba, are o sensibilitate de ordinul fisiunii nucleare. Este zona cea mai explozivă a corpului masculin, la fel de explozivă ca și cel mai sensibil punct al clitorisului. Nu îl jigniți și nu vă jigniți, mulțumindu-vă să îl atingeți pe furiș. Trebuie să vă dedicați mângâierii lui până când vă vedeți partenerul transportat de un extaz continuu, până vă roagă să aveți milă de el și să vă opriți. Tot în domeniul mângâierii penisului cu degetele, vă încredințez că există un punct puțin cunoscut, dar a cărui stimulare poate oferi bărbatului plăceri superlative. L-am numit punctul A. Se găsește pe partea inferioară a penisului, acolo unde pielea se continuă cu pielea testiculelor. Pipăiți zona cu vârful degetului mijlociu. Veți da, la un moment dat, peste un punct mai sensibil. Stimulați-l exercitând o anumită presiune și își va dovedi rafinamentul.
Pe de altă parte, această stimulare poate revigora erecția și puteți vedea penisul umflându-se iarăși în pene și ridicându-se mândru. Iată de ce puteți utiliza metoda mai degrabă decât pe cea clasică de mulgere pentru a relansa o erecție care diminuează. Și mângâierile pe care gura le poate acorda penisului sunt de multe ori stereotipe. Mai mereu, aceasta se rezumă la buzele care sug, însoțite de alunecarea gurii, ceea ce nu este altceva decât tot o imitare a mișcărilor penisului în teaca vaginală. Asemenea mișcări nu pot conduce decât la o ejaculare care riscă să scurteze programul festivităților. În paranteză, vreau să spun ceva femeilor care resimt unele dificultăți legate de acest gen de mângâiere. Protestele lor privesc momentul introducerii penisului în gură, de teamă să nu se sufoce. Remediul este simplu. Bărbatul trebuie să se culce pe spate, în așa fel încât fața femeii să se afle deasupra sexului acestuia. Femeia va putea astfel controla mai bine mișcările bărbatului și va putea introduce penisul în gură doar pe o lungime convenabilă. Dacă va ține sexul bărbatului de la bază, va putea dirija încă și mai bine operația. Acestea fiind zise, este de dorit ca femeia să se dedea și altor mângâieri ale penisului. De exemplu, buzele și limba se pot concentra cu mai multă precizie asupra punctelor sensibile ale glandului și pot cizela cu pasiune și delectare, ca niște adevărați bijutieri, ca capodopere ale deliciului. Întregul gland, meatul, coroana, dar mai ales frenul, doar asta așteaptă. Întâlnirea dintre vârful limbii feminine și glandul masculin este, pe scara plăcerii, nivelul cel mai ridicat cu putință. Din toate punctele de vedere, este comparabil cu celălalt pisc al plăcerii, care este întâlnirea dintre vârful limbii masculine și mugurile clitoridian. Cu diferența că, din acest gen de întâlniri, doar femeia poate ajunge la orgasm, deși o perfectă stimulare a frenului penian, urmată instantaneu de subtul coroanei, poate declanșa și bărbatului o plăcere care, la zenit, vede ridicându-se soarele orgasmic. Gura poate oferi întregului penis o multitudine de bucurii pe care le-am descris în lucrarea tratată de mângâieri. Mai există o mângâiere, dacă nu la fel de puternică, din punct de vedere al rezultatelor, cel puțin la fel de subtilă, mângâierea testiculelor. Mâna o va încerca mai întâi ușor, cu degetele ondulând, coborând printre pliuri până la granița dintre testicule și coapse și dincolo de acestea, pe fața interioară a coapselor. Dacă nu ați auzit niciodată cum cânta un aleluia în pat, s-ar putea să vi se întâmple cu această ocazie. Dacă bărbatul, cum îi stă în obicei, nu își va reține iarăși cuvintele. Pentru a mai varia plăcerea, femeia va lua apoi cu totul în mâini testiculele, cu o mândră fermitate, ca și când ar avea de a face cu o nectarină prea coaptă. Dacă e prea strâns, poate face rău. Dacă e prea slab, la ce bun? Dacă veți găsi punctul de echilibru, va fi chiar o binefacere. Un val de bună dispoziție va inunda pântecele masculin, și se va răspândi în tot corpul. Este o destindere și, paradoxal, o reîncărcare cu energie, în același timp. După ce a menținut acest contact o vreme, mâna partenerei va coborî sub perineu. Bărbatul trebuie să îi se abandoneze, desfăcând picioarele. Acolo, între rădăcina penisului și anus, este situat ceea ce am denumit punctul B. Cu degetul mijlociu, femeia îl va apăsa, rulându-l. Starea de bine a iubitului ei va crește cu câteva grade. Este o senzație ciudată de plăcută, de liniștitoare și de dinamizantă totodată.
Adesea, penisul se bucură și el în felul lui. Nu e de mirare, spun orientaliștii. Se stimulează astfel Muladhara Chakra, chakra energiei primare, cea care este în directă legătură cu energia telurică. După ce i-a dăruit astfel bărbatului minute de fericire, femeia îi va rezerva și una dintre surprizele al cărui secret îl deține. În timp ce degetele sunt pe drumul de întors către penis, ea se va apleca și dintr-o dată, simulând largi înghițituri cu toată lățimea limbii, va mângâia zona de sub penis și testiculele. Dacă nici după așa ceva bărbatul nu își găsește bună dispoziție, chiar că este un ingrat. Pentru a ajuta femeia să descopere acest punct sensibil, bărbatul o va îndruma cu mâna și cu explicații. Beneficiarul, fiindcă el este cel care trebuie atins, știe cel mai bine lucrurile care îl bucură. În sfârșit, există o mângâiere mai rară și oarecum încă tabu, dar care poate deveni o fabuloasă descoperire pentru mulți bărbați. Aceea pe care un deget îndrăgostit o poate oferi regiunii prostatice. Bărbatul stă pe spate și nu în patru labe, cu unghiile tăiate, adăugând un supra-deget de cauciuc umezit ori lubrifiat, femeia introduce arătătorul sau mijlociul cu unghia în jos, ușor, încet, dar hotărât, în canalul anal, până dincolo de el. Este momentul în care prima falangă, la largul ei în spațiul rectal, va începe să maseze tandru și convingător ceea ce găsește sub buricul degetului și care nu este altceva decât prostata. La început, pentru bărbat, impresia este dezagreabilă, senzația profundă, surprinzătoare, dar nu chiar bizară. Mângâierea are o tonalitate puternică, la limita durerii, urcând și tulburând profund. Bărbatul trebuie să se destindă, să primească și să accepte fără a intra în panică noul tip de contact cu care se poate familiariza. În curând, senzația va deveni agreabilă și chiar excitantă, trimițând la o componentă a orgasmului penian resimțită în profunzime la rădăcina penisului. Dacă femeia continuă mângâierea, autoritară și suavă totodată, intuiția spunându-i că pregătește o bucurie de excepție, va putea vedea cum se adună senzațiile masculine spre a culmina cu un orgasm uimitor. Profund, intern, visceral, acesta este cu totul diferit de explozia orgasmului prin gland. De acum, cunoscând bine dedesubturile, înțelegeți că această mângâiere și plăcerea pe care o descătușează sunt echivalentul mângâierii punctului G feminin. Aceasta este și una dintre plăcerile pe care, printre altele, le caută homosexualii, practicând actul sexual anal. Prin această practică, mai ales când primitorul este în poziția în patru labe, penisul stimulează direct peretele anterior al rectului și, deci, regiunea prostatică. Mângâieri întreprinse cu sexul femeii. Floarea-i somptuoasă, femeia o poate oferi bărbatului într-o sută de mii de feluri. O poate, de pildă, oferi penisului, după cum urmează. Culcat pe spate, bărbatul este călărit de femeie în așa fel încât corola-i se așează pe tulpina grădinarului. Ajutându-se cu mâna, femeia menține un timp suavul contact între vulva-i fierbinte și glandul ardent. Apoi, cu degetele, pe cât se poate de sigure, pe atât de prețioase, va conduce extremitatea tulpinii către mugurile clitoridian și, cu aceeași precizie, atât cât o permite grosimea penisului și disproporția dintre organe, își va gâdila propriul gland cu glandul masculin. Spectacolul este fascinant. Senzațiile mirifice. În sfârșit,
cu degetele, ea poate închide glandul masculin între înfometatele buze mici și, imprimând bazinului mișcări pe cât de vesele pe atât de aplicate, îl va face să alunece și să culiseze între ele. Trecerea alternativă a clitorisului umflat peste coroana uimită a glandului viril va stupefia bărbatul și fiecare se va bucura. Cu caliciul deschis, femeia poate hoinări prin imensul peisaj al corpului masculin. Cu picioarele și vulva desfăcute, va merge să își așeze petalele pe coapsa bărbatului. Va fi ca un sărut arzător, umed, tandru. Femeia apasă, insistă, își freacă mătăsoasa carne de pielea masculină. Fabuloasă sudură a țesuturilor. Iată încă că femeia urcă spre șoldul bărbatului, lăsând să îi alunece de-a lungul coapsei buzele-i florale, trasând o mângâiere prelungită, moale și sublimă, lăsând în urmă o dâră umedă ca un melc. Bărbatul se întoarce atunci pe o parte pentru a lăsa vederii rotunjimea feselor și profilului coapselor pentru continuarea procesiunii ineditului sărut. Cu coapsele desfăcute, cu floarea sexului larg deschisă, femeia își va continua urcușul cântând și fiind primită mereu de altarele masculine ale odihnei. Urmărind în continuare poteca de creastă, ea poate escalada brațul bărbatului până la umăr. Uluitoare pauză pe promotorul umărului, vulva sărutând tandru, puternicul și bine desenatul mușchi deltoid. Prin aceste locuri, dacă insistă un pic, femeia poate atinge extazul, ceea ce nu o va împiedica apoi să își urmeze însoritul drum. Ar putea alege să își îndrepte corimbii pentru a șușoti 2-3 secrete cu pavilionul urechii și, poate, pentru a-i încredința acestuia chiar misterele unui orgasm. Cum niciodată nu le-a auzit atât de aproape, bărbatul va rămâne tablou, dar, cum tot este acesta culcat pe spate, ar putea alege să se îndrepte către imensul platou toracic. Inflorescența vulvară nu ar face altceva decât să îl semene cu roa rafinată, căci, subit, lucrurile se precipită. Bărbatul, care a zărit venind dinspre orizont o uluitoare rază de lumină, se înfierbântă și, așezând palmele nerăbdătoare pe fesele partenerei, o va atrage către sine, incitând-o să se cațăre ceva mai sus. Este momentul în care începe să se producă un eveniment bulversant, fabulos, fantastic. Cu un gest uimitor, extravagant, îndrăzneț, într-un cuvânt sacru, femeia se așează deasupra gurii bărbatului, deschizându-și și mai mult cu degetele, petalele și oferindu-i credinciosului inima propriei flori. Este viziunea cea mai plină de fast care i-a fost vreodată dată vederii. Este opulență, luxurianță, exuberanță. Este admirabil, somptuos, sublim. Nimic nu depășește într-un divin această ofrandă. Nemai putând suporta, bărbatul trage șoldurile femeii feminine cu mâini grăbite și duce la gură corola sângerie. Într-o clipă, clitorisul este între buzele sale care încep imediat să sugă, să-l soarbă, să-l aspire, în timp ce vârful limbii îl gustă, îl împinge ușor, îl gâdilă. Pentru femeie, plăcerea este extremă, vecină cu durerea. Ar vrea să se retragă, dar bărbatul o ține în loc, slăbindu-și ușor intensitatea gesturilor pentru a face suportabilă plăcerea. Pentru un crescendo al vocalizelor, dintr-o dată, femeia aruncă spre toate zările un strigăt, de parcă în ea ceva s-ar fi rupt,
de parcă însăși cerurile s-ar fi sfâșiat, de parcă trupul i s-ar fi pulverizat, de parcă i-ar fi explodat sufletul, de parcă ființa-i i-ar fi intrat în expansiune prin cercurile sfâșiate, într-un nou Big Bang. În aceeași clipă, din sex, țâșnește un talaz atât de prolific încât inundă fața bărbatului, atât de cald încât acestuia îi revine în memorie antica mare de mătase în care atâta timp a înotat și de unde tot o asemenea furtună l-a alungat. A fost obligat să o părăsească. De data aceasta, furtuna îl va răpi de pe pământ. Femeia, însă, nu îl va părăsi, iar în urechile bărbatului răsună murmură, se zbat grăbite clopotele amestecate până la a nu se mai înțelege ale tuturor catedrelor Franței. Și, într-o imensă înflăcărare, arzând și dansând, se îmbină ardentele vitralii multicolore ale atâtora altare. Nu mai este nimic de spus. Acolo unde bărbatul visa să meargă, va ajunge purtată de femeie. Ușor și călduț, aerul tăcut alunecă pe sub aripile lor, iată-i, împreună, în lumină. Mângâieri întreprinse cu sexul bărbatului. Penisul se poate plimba pe unde se simte mai bine, printre dealurile și văile trupului feminin. Nenumărate ei sunt variantele de excursie. Voi descrie una singură. Aceea care duce la Sodoma. Actul anal, ca să-i spunem pe nume, a fost supus interdicției de către civilizația iudeo-creștină. A fost supranumit Sodomie, în amintirea orașului din Palestina, în care locuitorii abuzaseră de acest obicei, așa încât Dumnezeu l-a distrus. Noi nu trebuie însă să îl aruncăm la gunoi, fiindcă și el dezvoltă posibilitățile erotice și constituie încă un atu contra uzurii. Dacă îl reținem pe lista posibilităților, în fapt, el trebuie să fie rezultatul alegerii ambilor parteneri, egale în drepturi și însuflețiți de o comună curiozitate. Actul anal prezintă câteva avantaje. Cel dintâi este acela că produce o plăcere egală, dacă nu chiar mai mare decât copulația vaginală. Din cauza deosebitei sensibilități a mucoasei anale și a inerverării regiunii de către circuite neuronale identice acelora vaginale. Introducerea penisului este oarecum dezagreabilă, uneori chiar dureroasă, fiindcă sfincterul anal trebuie forțat. Odată însă relaxat acest sfincter, plăcerea se poate dezvolta. Dacă durerea este prea ascuțită sau dacă persistă, înseamnă că femeia nu suportă bine experiența și că nu are niciun rost să insistați. Mai târziu, când se va convinge că nu este vorba nici despre un joc rușinos, nici despre unul pervers, sfincterele îi se vor deschide. Fără îndoială, plăcerea Sodomei nu provine numai din sensibilitatea mucoaselor, dar și din creier. Este plăcerea de a trece dincolo de ordinea naturală și morală. Plăcerea, un pic sadică, de a aplica partenerei pedeapsa unei discrete dureri, pentru a marca posesia. Plăcerea, din partea femeii, de a se dărui dincolo de orice restricție, acceptând câteva momente de neplăcere în vederea unei invazii radicale. Alte avantaje. Penetrarea anală permite plăceri compuse care multiplică voluptatea. De exemplu, asocierea plăcerilor penisului care își face datoria în canalul rectal cu mângâieri digitale ale clitorisului și vaginului, libere, în cazul dat. Și, un ultim avantaj,
este o cale de salvare în momentele în care intrarea în vagin este interzisă din cauza ovulației ori a menstruației. Mă refer la aceea care refuză sexul în aceste perioade. Mângâierea reciprocă a sexelor. Este vorba despre mângâierile pe care și le acordă unul altuia vaginul și penisul. Să variezi modul de apropiere a sexelor, schimbând poziția trupurilor, înseamnă, desigur, să multiplici plăcerea și să faci țândări monotonia. Cum lucrurile în domeniu sunt numeroase, vreau doar să subliniez următoarele. Poziția, femeia în picioare, flexată spre înainte, bărbatul în spatele ei, este cea mai bună pentru a potrivi penisul pe punctul G. Poziția, bărbatul culcat pe spate, femeia deasupra lui, este cea care permite femeii cea mai liberă dinamică, inclusiv direcționarea penisului către punctul G. Plăcerea actului sexual se pot combina cu stimularea clitoridiană. În prima poziție citată mai sus, bărbatul se va ocupa de clitoris. În cea de-a doua, femeia se va ocupa de ea însăși. Mângâierea interioară. Totuși, ceea ce țin neapărat să vă învăț este mângâierea interioară. Pentru a răspunde cele mai fierbinți dorințe a femeii, prelungirea copulației, mi-am propus, inspirată de către orientali și de faimosul coitus reservatus, înainte ca tandrismul să devină o modă, vă recomand unirea sexelor după tehnica mângâierilor, lucru pe care l-am botezat mângâierea interioară. Fiindcă subiectul este de o importanță capitală, să ne reamintim mai întâi fiziologia sexuală a bărbatului. În faza de excitație, penisul se umflă, se ridică și se întărește datorită aportului sanguin în corpii erectili și a punerii în mișcare a hobanelor musculare ale penisului. În această fază, plăcerea provine din minunata frecare a mucoaselor, prin voluptoasa congestionare a sexului și din rafinata tensiune musculară. Plăcere este și toată această evadare a corpului care exultă parcă în alte spații. Plăcere este și beția minții exaltate. Dorința este resimțită ca un zvâcnet ascuțit al organelor genitale, însoțit de tensionarea întregii ființe. Dorința este deja plăcere, iar plăcerea sporește dorința. Intumescența, dorința și plăcerea sunt instrumentiștii concertului. Curba ascendentă. Excitația atinge nivelul critic, punctul A al curbei, și începe secvența pre-ejaculatorie sau preorgasmul. Întărirea penisului este maximă, voluptatea majoră și pentru sex și pentru întreaga ființă, iar senzațiile vii de la baza penisului anunță iminența orgasmului. Preorgasmul corespunde tensiunii extreme a canalelor spermatice. Fenomenul este în acest moment reversibil. Dacă bărbatul își încetează mișcările peniene și exaltarea cerebrală, excitația, se reduce, în timp ce erecția și plăcerea rămân la nivel foarte ridicat. Dacă bărbatul își reia mișcările, excitația este repusă în mișcare. Însă, controlul poate fi reînnoit, suspendând încă o dată acțiunea. Dacă, însă, raportul sexual este continuat fără încetare, excitația își atinge apogeul, iar plăcerea momentului culminant, așadar orgasmul. El corespunde contradicției ritmice a mușchilor netezi și a canalelor spermatice și tuturor mușchilor din regiune. 5 până la 15 contracții
în 10 până la 15 secunde. Foarte important! Plăcerea provine din aceste contracții și nu din trecerea spermei prin canale. Orgasmul poate, deci, exista și fără ejaculare. Odată declanșată, ejacularea scapă controlului și se desfășoară irreversibil. Punctul B este acela de unde revenirea nu mai este posibilă. Plăcerea este resimțită ca o deflagrație de voluptate țâșnind prin sex, parcurgând ca o furtună întregul corp și explodând în creier. În a treia fază a detenției, survine ieșirea din erecție și relaxarea musculară, după care se instalează faza refractară, despre care am mai vorbit. Ea poate dura de la 5 minute până la câteva ore. Să vedem acum ce se înțelege prin mângâierea interioară. Este vorba despre mângâierile pe care și le acordă unul altuia organele genitale, dar nu în cadrul unor raporturi sexuale banale. Du-te vino intense și expeditive, masturbării intravaginale, în care plăcerea este, în definitiv, solitară și în care fiecare acționează doar pentru sine. Este vorba despre mângâieri prelungite, în care plăcerea și tandrețea sunt împărtășite reciproc. Este, deci, necesar ca bărbatul să își mențină erecția cât mai mult timp cu putință și să își amâne ejacularea, ba chiar să renunțe la ea pentru anumite zile. Arta mângâierii interioare rezidă în întregime în stăpânirea excitației, în rămânerea în faza ascendentă și nedepășirea punctului B, al revenirii imposibile. Imediat ce simte excitația, atingând un nivel prea ridicat și, în consecință, puternice senzații pre-ejaculatorii, bărbatul trebuie să își înceteze mișcările și să ceară și partenerei să facă același lucru. Se procedează la o pauză, cu mângâieri statice, chiar dacă penisul și vaginul rămân legate. După câteva clipe, mângâierile dinamice pot fi reluate. Și așa mai departe. Trebuie profitat de pauze pentru a contempla, pentru a admira figura și trupul celuilalt, pentru a sta la taclale, pentru a-i comunica partenerului sau partenerei cât de mult îl sau o iubești sau cât de mult îl sau o admiri. În sfârșit, interludiile vor fi dedicate mai ales mângâierilor trupului, feței, mâinilor, picioarelor, celuilalt. Mâinile sunt libere în anumite poziții, iar sensibilitatea pielii înzecită, căci prelungirea excitației genitale exacerbează uimitor erogenitatea cutanată. Bărbatul poate diversifica mângâierile sexului său, variind profunzimea, viteza și puterea de penetrare, dar și direcția. Prezentele descrieri sunt doar schematice. Fiecare trebuie să își urmeze inspirația, genul inventiv, făcând din mângâierea interioară o operă de artă. Durata totală a unui continuum amoros nu poate fi normată. Sigur este că trebuie să depășească mizerabila durata a copulațiilor obișnuite, 5 până la 10 minute conform statisticilor. Adevărata mângâiere interioară nu se poate desfășura sub un sfert de oră, dar poate trece fără probleme dincolo de limitele a 60 de minute. Cum putem controla ejacularea? Încă de la primele semne pre-ejaculatorii, bărbatul trebuie să-și oprească mișcările, să retragă pe jumătatea penisului din vagin și să inspire profund pe nas, umflându-și pântecele. Repetat, acest gen de inspirație atenuează tensiunea nervoasă. Dacă nu este suficient, bărbatul
trebuie să își reducă excitația cerebrală, care exacerbează excitația peniană. Schimbându-și cursul gândurilor, concentrându-se asupra importanței de a nu ejacula pentru a putea satisface partenera și pentru a face să dureze cât mai mult plăcerea reciprocă. Dacă nici așa nu merge, atunci gândurile trebuie îndepărtate către lucruri total străine de dragoste, ba chiar contrarii, facturi de plătit, șeful de la serviciu, etc. Este mai bine să bați în retragere mai devreme decât prea târziu. Încet, încet, fiecare bărbat își poate descoperi acel punct al irreversibilității. Chiar trebuie să ejaculăm? Nu este indispensabil de fiecare dată, mai ales că mângâierea interioară oferă plăceri foarte mari, după cum vom vedea mai departe. Nici nu este de dorit să o facem de fiecare dată, fiindcă astfel se va crea un reflex condiționat, copulație egal ejaculare, care va face ejacularea automată și ineluctabilă. Absența ei ameliorează, în schimb, calitatea momentelor de după. Totuși, dacă femeia o dorește, oferiți-o. Femeia este născută pentru mângâierea interioară. Arta mângâierii interioare corectează decalajul ascensiunii plăcerii și la bărbat și la femeie. Într-adevăr, prelungirea contactului între mucoasele vaginală și peniană permite intumescenței feminine să își atingă întreaga amploare și produce femeii o plăcere excitație intensă și durabilă, înainte de a o propulsa ireversibil pe culmile orgasmului. Stăpânirea orgasmului, prin evitarea fazei refractare, îi asigură femeii un bărbat a cărui dorință și erecție rămân mereu vii, dacă nu cumva chiar augmentează. Acesta va putea dărui partenerei sale noi zboruri în înalturile bucuriei, fără a se epuiza și fără a se stinge. Momentele de după dragoste, în asemenea condiții, devin o binefacere extraordinară, în care totul nu este decât lux, calm și voluptate. La rândul lui, prin mângâierea interioară, bărbatul își poate lărgi considerabil posibilitățile erotice. Mângâierea interioară amplifică plăcerile fiecarei etape ale actului sexual. Faza de excitație, de obicei o scurtă și unică ascensiune întreruptă de orgasm, devine o succesiune de zboruri prelungite. Și, cu fiecare reluare, plăcerea sporește, fiindcă sensibilitatea mucoaselor crește și ea. Congestionarea vaselor sanguine se întărește, iar exaltarea cerebrală se dublează. Asemenea plăcere, infinită ca durată și varietate, aduce bărbatului o fericire pe care nici nu ar fi bănuit-o. Preorgasmul este o plăcere atât de rafinată încât atinge uneori și o intensitate aproape orgasmică. Mai mult, poate fi reluat de nenumărate ori. Orgasmul ejaculator este punctul culminant al plăcerii și, ca atare, este extrem de scurt. E greu, dacă nu cumva imposibil, să fie reluat imediat. Din păcate, din cauza intensității sale, jignind toate celelalte plăceri, acest tip de orgasm a devenit unicul obiectiv al bărbatului. Totuși, când bărbatul a descoperit voluptățile fazei de excitație și ale preorgasmului, voluptăți de reînnoite la discreție, fără îndoială că le-a preferat fulgurante ejaculări. Să adăugăm că orgasmul la bărbați care practică mângâierea interioară, atunci când aceștia decid să permită desfășurarea, atinge o intensitate fantastică. În fine, observarea momentelor de după, mângâierea interioară, sunt pentru bărbat revelatorii, iar el
revitalizat, destins, mereu doritor, mereu îndrăgostit, plutește alături de iubita lui într-un ocean de euforie. Dacă mângâierea interioară ar fi descoperită de înaintașii noștri, aceștia nu ar mai fi fost îngroziți de femei și, în consecință, nu le-ar mai fi reprimat sexualitatea. În ultimă instanță, cuplul este cel care beneficiază de pe urma mângâierii interioare, descoperindu-și astfel confortul prin plăcerea împărtășită, prin dorința cu durată asigurată, prin recunoștința reciprocă, alimentând tandrețea și senzația de bine și dincolo de marginea patului, pe parcursul întregei zile, într-o prelungită stare de grație. Și de ce nu ne-am spune că această armonie poate genera armonia universală? Automângâierile. Automângâierile împărtășite. Automângâierea este o excelentă pregătire pentru plăcerea în doi. Dovada? Femeile care se masturbează acced mai ușor la actul sexual. Din 100 de femei care se mângâie, 97 ajung să aibă orgasm alături de bărbat. Din 100 de femei care nu se mângâie, abia 6. Și, dacă tot suntem la capitolul cifre, aflați că 95% dintre adolescenți și 82% dintre adulți se masturbează. Automângâierea dovedește femeii că este capabilă să obțină orgasmul, că, deci, este normală, astfel spus, că nu este frigidă. Într-adevăr, prin masturbare, 95% dintre femei ating paroxismul în câteva minute. Așadar, la început, aceasta este calea mai sigură către plăcere decât copulația. Este și cea mai bună metodă de descoperire a propriului trup, de învățare a geografiei senzuale, a zonelor erogene, cea mai bună modalitate de a le stimula. Femeia nu trebuie să ezite să își exploreze toate ungherele vulvei, să repereze clitorisul și să își priceapă în detaliu farmecele, glandul, tulpina, capișonul, meatul urinar, vaginul, detaliindu-i misterele, intrarea, canalul în care poate introduce cu ușurință și profund două degete pentru descoperirea punctului G și a colului. Stimulând receptorii plăcerii de pe mucoasele vaginale, femeia îi poate trezi și le poate mări excitabilitatea. Toate organele sensibile funcționează astfel. Prin exercițiu se rafinează bolta palatină. Vederea devine mai ageră. Auzul se educă. Viceversa, civilizația patriarhală, pentru a evita trezirea sensibilității mucoaselor, a practica ablațiunea clitoridiană și coaserea vulvei. Învățând cum îi este alcătuit trupul și cum reacționează, femeia va putea transmite informațiile bărbatului. Îi va putea indica în mod precis unde se situează zonele erogene și cum pot ele produce plăcere. Bărbatul trebuie să fie foarte atent la secretele care îi se încredințează. Pentru toate aceste motive, am afirmat că automângâierea este cel mai bun antrenament pentru orgasmul copulatoriu. Și în dragostea în doi, automângâierea își are locul. Împărtășirea masturbării constituie un moment forte al relației de dragoste, realizând o adevărată demonstrație pentru partener al corzilor sensibile și a metodelor de a le face să vibreze. Automângâierea instaurează între parteneri o strânsă complicitate, o foarte prețioasă intimitate și propulsează excitația până la un înalt nivel de intensitate, reunind diferite ingrediente, încălcarea normelor cu savoarea ei de fruct oprit, punerea celuilalt la încercare cu magnetismul său de eveniment extraordinar, exhibiționismul care tulbură enorm. Și,
ca și automângâierea în singurătate, masturbarea în doi ajută orgasmului copulatoriu. Partenerul care se mângâie trebuie să o facă exact ca atunci când este singur, fără nicio rezervă. Automângâierea împărtășită, ca și actul anal, presupune că, unit și motivat, cuplul a ajuns la maturitatea psihică și intelectuală. Departe de a fi vorba despre perversitate, este vorba despre un ritual de trecere către o sexualitate mai deschisă. Doar cu mâna, pictorii, sculptorii și poeții își compun operele mângâietoare. Ceilalți utilizează vibratorul. Antrenamentul mușchiului fericirii. Pentru femeie, mușchiul fericirii, să ne reamintim, este mușchiul pubococcigian. Întins ca un hamac între pubis și coccis, el constituie fundul așa numitului bazin, fiind prevăzut cu trei orificii: meatul urinar, vaginul și anusul. În timpul orgasmului clitoridian, numit și extern, el este zguduit de mici contracții ritmice, asemănătoare vibrațiilor unor corzi. Aici se constituie platforma orgasmică. Puterea de contracție a acestui mușchi poate fi măsurată cu perinometrul, o pară de cauciuc așezată la intrarea în vagin și legată de un manometru. Putem de asemenea măsura și curentul electric care circulă prin acest mușchi cu ajutorul electromiografului. Toate studiile demonstrează că cu cât este mai mare puterea de contracție a mușchiului, cu atât este mai ușor de obținut orgasmul. Altfel spus, aptitudinea orgasmică este în strânsă corelație cu contractibilitatea mușchiului. Femeile, cu o bună tonicitate a acestui mușchi, acced fără dificultate la orgasmul vaginal și ejaculează cu ușurință. Recent s-a descoperit că pubococcigianul mai joacă un rol în plăcerea erotică. Încă de la începutul excitației sexuale, el este cuprins în mici contracții, un fel de pizzicati care declanșează vasodilatarea la nivelul mucoasei vaginale, care începe să elibereze, cum știm, lacrimile sale de bucurie. Așadar, primul răspuns sexual la excitație nu este umezirea, ci imperceptibilul, dar numai puțin plăcutul freamăt al pubococcigianului. Anumite semne vă pot înștiința asupra stării pubococcigianului dumneavoastră. Anumite semne vă pot înștiința asupra stării pubococcigianului dumneavoastră. Dacă pierdeți câteva picături de urină când râdeți, când fugiți sau când faceți sport, pe scurt, dacă aveți un început de incontinență urinară, înseamnă că mușchiul în cauză este prea lax, ceea ce vă poate predispune la un prolaps, adică la o coborâre a organelor, vezică sau uter, în vagin. În orice caz, penetrarea nu vă produce decât o prea slabă plăcere, iar organele înconjurătoare nu participă. Dacă, din contră, pubococcigianul este prea întins, să nu vă mire că puteți avea dureri, dacă nu chiar adevărate crampe ale bazinului sau ale rinichiului și frecvente ciste, vaginite, ba chiar colite. În orice caz, cu mare greutate veți putea atinge orgasmul. Trebuie să mai știți că acest gen de contractare a pubococcigianului survine mai ales la femeile care se rețin să urineze, la cele prea anxioase și la cele care se feresc de raporturile sexuale. Vă puteți evalua acest mușchi și, cu această ocazie, îl puteți depista prin câteva teste simple. Testul oglinzii. Așezați-vă pe spate. Luați o oglindă și priviți între coapse. Perineul este spațiul în care se află vulva, cu clitorisul, meatul urinar și vaginul și anusul. El este susținut de mușchiul pubococcigian. Faceți-l să funcționeze. Pentru contractare, faceți ca atunci când vă rețineți urinarea. Pentru relaxare, încetați să vă rețineți.
Veți vedea astfel perineul urcând și coborând. Dacă mișcările sunt ample, înseamnă că mușchiul este în stare bună. Dacă sunt insignifiante, trebuie antrenat. Testul degetelor. Tot așezată pe spate, introduceți două degete, arătătorul și mijlociul, la intrarea în vagin, circa 4 cm. Contractați și decontractați perineul, ca în exemplul anterior. Veți putea simți, fără greutate, dacă aceste contracții sunt puternice sau slabe. Complicați acum testul. Desfaceți cele două degete, ca pe o foarfecă, și încercați, contractând mușchiul, să le forțați apropierea. Testul micțiunii. În timp ce urinați, întrerupeți jetul. Dacă vă puteți opri instantaneu, înseamnă că mușchiul este perfect. Dacă nu, mai trebuie lucrat. Testul copulației. În timpul actului sexual, contractați-vă mușchiul și cereți partenerului să vă comunice dacă îi simte presiunea puternic, ușor sau deloc. De acum, nu rămâne decât să vă antrenați, chiar dacă mușchii sunt buni, căci astfel vor fi și mai buni. Exercițiile au fost inventate de doctorul Kegel pentru a vindeca incontinența urinară. Tot acest medic a observat că femeile care le practicau își amelerau văzând cu ochii și calitatea orgasmelor. Așa că închideți telefonul, învârtiți cheia în broasca ușii de la baie sau de la toaletă, instalați-vă pe scaunul closetului sau pe bideu și puneți-vă la treabă mușchiul, întrerupând și relansând alternativ jetul de urină. Este bine să începeți exercițiul ajutându-vă de micțiune, pentru că astfel veți repera mai bine pubococcigianul. Destule femei se înșeală, contractând fie fesierii, fie abdominalii. Dacă veți conștientiza bine funcționalitatea pubococcigianului, veți putea face exercițiul și fără să urinați, strângându-l și relaxându-l în gol. Știind că relaxarea este la fel de importantă ca și contracția, puteți apoi face exercițiul oriunde și la orice oră, acasă, la serviciu, în mașină, la semafor, oriunde. Dacă vreți ca progresul să fie mai rapid, practicați exercițiul utilizând un obiect introdus în vagin, fie pur și simplu degetele, fie un obiect de formă conică și tare, cum ar fi vibratorul. În sex shop-uri puteți găsi instrumente create exact în acest scop. Începeți prin a strânge 2 secunde, relaxând alte 2, adăugând în fiecare săptămână câte 1 secundă. Ajunsă la 10 secunde, într-un sens și 10 în celălalt. Mențineți acest ritm de croazieră. Încheiați prin mici contracții rapide. În ceea ce privește durata exercițiului, este bine să creșteți progresiv. Începeți prin 3 minute de 2 ori pe zi și urcați până la 15 minute de 2 ori pe zi. Nu încercați să avansați prea repede, fiindcă veți obosi și veți abandona. Puteți de asemenea să vă distrați ascultând muzică și bătând tactul cu pubococcigianul. Cum vă veți da seama că ați progresat? Mai întâi, veți vedea cum vă va spori capacitatea erotică. Nevoia sexuală o veți resimți mai ascuțit, mai frecvent, excitația mai vie, umectarea mai generoasă, plăcerea mai amplă, iar orgasmul mai ușor de atins și mai puternic. Din timp în timp, puteți repeta testele de mai înainte, testul degetelor, testul micțiunii și testul copulației. Veți constata astfel creșterea forței acestui mușchi. Dacă sunteți și sub observație medicală, perinometrul va semnala încoronarea eforturilor dumneavoastră. La ameliorarea calității erotice, folosește și ameliorarea supletății bazinului. Prea adesea, acesta este blocat,
sudat, parcă de coapse și de șolduri, ceea ce face ca întregul corp să se miște odată cu el, reducând plăcerea. Ori, din contră, bazinul trebuie să se miște independent de restul trupului pentru ca plăcerea să se amplifice. Pentru aceasta, antrenați-vă cu mișcări de augmentare a supletății și eliberarea bazinului. Este vorba despre o mișcare instinctivă pe care o descoperiți spontan, cu condiția să nu vă împingeți voința, ci pur și simplu să lăsați în voia lui bazinul. Dansul din buric este o metodă bună pentru inițierea într-o descătușare a propriului dumneavoastră trup. Pentru bărbat. Evident, bărbatul are și el perineu și mușchiul pubococcigian. Ca și în cazul femeii, contracțiile cadențate ale acestui cinghi însoțesc orgasmul. În cazul dat, orgasmul penian și cel combinat. În funcție de tonicitatea ori deficiențele sale, erecția este mai mult sau mai puțin bună. Dacă mușchiul este tonic, erecția va fi și ea puternică, orgasmul sănătos, iar perioada refractară ca și inexistentă, ceea ce ar trebui să permită bărbatului menținerea dorinței, erecției și multiplicarea cuplului orgasm-ejaculare. Totuși, este mai bine să nu repetăm acest tip de orgasm, căci oboseala se va acumula. Optați pentru mângâierea interioară, așadar, pentru stăpânirea ejaculării. Dacă, însă, mușchiul pubococcigian prezintă deficiențe, orgasmul și ejacularea vor slăbi în intensitate, iar perioada refractară se va agrava. Pentru a conștientiza pubococcigianul, ajunge să vă concentrați asupra zonei care, între picioare, se întinde de la testicule la anus și să o simțiți când îi comandați contracțiile. Cum vă puteți da seama în ce stare se regăsește? Testele, ca și în acelea propuse femeilor, sunt simple. Testul degetului. Introduceți un deget în rect și contractați mușchiul. Degetul va simți puterea sau lipsa de importanță a contracției. Testul micțiunii. În timp ce urinați, încercați să opriți jetul. Dacă răspunsul este instantaneu, mușchiul are tonicitatea necesară. Dacă însă oprirea întârzie și este defectuoasă, mușchiul s-a moleșit. Testul partenerului. În timp ce penisul penetrează în sexul partenerei, contractați mușchiul pubian, ceea ce dă un impuls sexului dumneavoastră. Dacă ea va simți clar mișcarea penisului, mușchiul este în stare bună. Dacă nu, trebuie să vi-l antrenați. Exercițiile seamănă cu acelea pentru femei. Alternați contracțiile și relaxările după aceeași rețetă. Distrați-vă întrerupând jetul de urină de 5 sau 6 ori la fiecare micționare. Un ultim exercițiu rezervat bărbaților este deosebit de eficient. Întoarceți cheia în broască pentru a vă asigura izolarea. Spaima de a fi deranjat v-ar putea perturba concentrarea și, în picioare fiind, așezați pe vârful penisului un prosop. Începeți totuși cu o batistă, în primele zile, apoi creșteți progresiv greutatea, un șervet mai mic, apoi unul mai mare, unul puțin mai mare și tot așa. Scopul este să țineți un obiect pe penis și, alternativ, să îl ridicați și să îl coborâți. Pe termen lung, fără a avea vreo greutate pe penis, acesta va reuși să se ridice până la a vi se lipi de pântece, ceea ce vă va da, dincolo de alte consecințe fericite, posibilitatea de a-l regla către punctul G, în timpul actului sexual, accesoriile dorinței. Pentru a excita dorința, vă puteți servi de imagini sau obiecte. Imagini puteți găsi în reviste, cărți, CD-uri sau filme specializate.
Păcat că realizatorii nu știu să producă decât pornografie. Sunt rarisime operele erotice autentice, cele care ridică, în egală măsură, și nivelul conștiinței și pe acela al dorinței. Bărbaților le-au plăcut dintotdeauna imaginile porno, iar femeile li s-au alăturat. Amatorii găsesc în ele un supliment de excitație sexuală, hrănindu-și imaginarul și fantasmele. Se întâmplă ca doar unul dintre parteneri să se dedea lecturilor și imaginilor pornografice, iar celălalt, care nu participă la așa ceva, să devină bănuitor, închipuindu-și că este înșelat, conchizând că nu este atrăgător. Acesta din urmă să afle că, de obicei, practica despre care vorbim nu privește decât imaginarul și nu împiedică, în vederea unei împreunări reale, nici dorința, nici afectivitatea, ba chiar din contră. Totuși, recursul prea frecvent, poate chiar constant, la asemenea imagini, te pun și în situația de a te întreba dacă nu cumva este vorba despre o problemă subiacentă, incapacitatea de gustării plăcerilor naturale, dificultatea de a aprofunda o relație afectivă, etc. Cea mai utilizată dintre jucăriile sexuale este vibratorul, care permite, în mod deosebit, stimularea clitorisului și a vaginului. Se folosește în cazul în care partenerul nu reușește să declanșeze manual voluptățile visate și poate fi ținut de către femeie, ajutată de bărbat sau numai de către acesta. Nici în cazul în care cuplul înnoată spontan în sperma bucuriei erotice, nu e de disprețuit accesorul care ar putea constitui o variantă agreabilă. Godemicheul este un obiect care reproduce un penis în erecție și este utilizat încă din negurile antichității, introducându-se în vagin cu scopul declanșării unor senzații plăcute și chiar a orgasmului. Mânuit de către femeie ori de către bărbat, va fi de un la fel de prețios ajutor dacă partenerul nu ajunge să sature vaginul înfometat, fie fiindcă e încă deficitar în arta de a iubi, fie fiindcă puterile i-au slăbit. În cazul cuplurilor împlinite, folosirea falosului artificial va mai aduce puțină varietate. Utilizarea jucăriilor sexuale nu se face decât cu acordul ambilor jucători. Dacă unul dintre ei găsește că așa ceva este degradant, nu poate fi obligat să participe. Erotismul la plural, grupul. Elisa nu-l mai dorește pe Vincent. Vincent nu mai are erecție. Cum erecția este o manifestare a dorinței, putem spune că nici Vincent nu mai dorește pe Elisa. Bărbat sensibil și îndrăgostit nu poate totuși face dragoste dacă dorința nu este împărtășită și de Elisa. Ca orice bărbat în lipsă de activitate sexuală, a mers de 2-3 ori în săli de spectacole XXX, unde partenerii se dedau în comun plăcerilor sexuale. Sexul lui a reacționat în deplină emoție. Ceva mai târziu, trecând prin zona porții Maillot, a fost strigat de către un cuplu aflat într-o mașină parcată pe acolo. Tulburat, a fost străfulgerat de o idee. Dacă pentru a relansa dorința Elisei și pe a sa, s-ar deda amorului de grup. La început, a fost oripilată. Elisa a acceptat până la urmă experiența pentru a-i face plăcerea lui Vincent. Efectul asupra acestuia a fost instantaneu și durabil și a regăsit erecția și a păstrat-o. Elisa, în schimb, s-a întors acasă cu inima frântă și mai reținută decât oricând în privința soțului ei, fără a vrea nici măcar să profite de erecția păstrată, recuperată, a acestuia. L-a mai însoțit de 2-3 ori la asemenea serate fierbinți, apoi l-a refuzat fără drept de apel, cuprinsă de aversiune față de bărbatul ei și de sexul acestuia. În curând, Elisa a căzut de-a binelea într-o stare depresivă. Acesta a fost momentul în care a venit să o consult.
Am înțeles că dacă pierduse interesul erotic față de Vincent cu câteva luni în urmă, nu însemna că se săturase de el, ci că, pur și simplu, nu era înțeleasă. Desigur, Vincent o iubea, dar în felul lui, și nu așa cum ea și-ar fi dorit. Cu toate acestea, nu mi s-a părut să se fi căscat o prăpastie între ei, ci că, fără îndoială, instituirea dialogului între părți le-ar fi putut readuce la un loc. Vincent trebuia să fie, însă, atent la nevoile reale ale Elisei, să o asculte răbdător, să îi pună întrebări. Deocamdată, ca de obicei, era foarte sigur pe el și, de câte ori Elisa încerca să-i adreseze și să-și exprime revendicările, bărbatul i-o tăia brusc, zicându-i: niciodată nu ești mulțumită, nu vezi că te iubesc și fac tot ce se poate pentru tine? Ce mai vrei? Chiar și dragostea era convins că face perfect. Și nu e vorbă, o bună bucată de vreme Elisa a fost mulțumită. Dar, pe termen lung, ceea ce nu era total satisfăcător a devenit insuportabil. Cum era prea rapid, era și frustrant. Cum era prea repetitiv, era și plicticos. Elisa avea nevoie și de alte mângâieri și de alte moduri de a o face, mai ales că nu de idei ducea lipsă și nici de fantasme. Însă, bărbatul întârzia să o inițieze ori să îi le realizeze. Îi sugerea să ia lui Vincent ceva inovații, dar parcă vorbise la pereți. La fel se întâmpla și când încerca să abordeze și alte subiecte. I-ar fi plăcut să îi încredințeze și celelalte probleme existențiale care o măcinau. Lipsa de încredere în ea însăși, angoasele ei, regretele și aspirațiile ei profunde. Însă, de fiecare dată când aborda asemenea probleme, el i-o reteza, pretinzând că prea complică totul, că gândește negativ, că ar fi trebuit să fie fericită după câte făcea pentru ea. Elisa s-a întors să mă vadă însoțită de Vincent. Am simțit de la început că acel capital de iubire care le mai rămăsese ar fi permis relansarea dragostei și a dorinței. Esența muncii pe care trebuia să o depun avea ca scop aducerea lui Vincent în stadiul în care să își pună întrebări despre el însuși, să înceteze dominarea partenerei și să își deschidă și inima și urechile către dorințele și nevoile acesteia. Iar el a făcut efortul de a se transforma și cu o asemenea consecvență încât Elisa a simțit cum dragostea și admirația față de soțul ei renasc. Au început să își vorbească, iar el asculta cu aviditate. Au vorbit ceasuri întregi, iar la final se simțeau atât de apropiați de parcă pur și simplu făcuseră dragoste. Ceea ce i-a împiedicat să se îmbrățișeze sălbatic, convinși că pot merge chiar mai departe, dând cuvântul trupurilor, apropiindu-se încă și mai mult. Dincolo de cuvinte, au descoperit strigătele care spuneau tot ceea ce nu poate fi spus. Și, dincolo de trupuri, au descoperit sufletele unite într-una și aceeași rugăciune. Cyrelle și Brigitte se înțelegeau foarte bine și resimțeau mereu aceeași uriașă plăcere de a face dragoste. Din gust pentru erotism, însă, din curiozitate și pentru a-și stimula încă și mai mult imaginarul și dorința, s-au hotărât de comun acord să își amestece îmbrățișările cu ale altor cupluri. Lucrul le-a reușit și i-a umplut de bună dispoziție. Au fost și mai fericiți. Ulterior, jocurile le-au fost și mai pasionale, iar complicitatea și mai strânsă. După cum arată exemplele de mai înainte, erotismul, la plural, constă în a introduce una sau mai multe persoane în cuplu. Scopul
este regenerarea reciprocă a elementelor dorinței în cuplu și augmentarea plăcerilor în vederea întăririi legăturilor în cadrul cuplului. Firește, proiectul trebuie aprobat fără rezerve de cei doi, dar și de cei care îi au în vedere spre a participa. La început, actanții sunt destul de excitați, iar fantasmele le sunt arzătoare. Dacă terțul este o femeie, bărbatul crede că își va vedea realizat visul de a avea un harem, iar partenera sa simte cum îi se trezește homosexualitatea latentă. Dacă terțul este un bărbat, bărbatul este cel care va percepe homosexualitatea latentă. Dacă nu cumva chiar bucuria acelui Oedip refuzat din profunzimile sale. Anumiți sexologi ai anilor 60 și 70 au prezentat dragostea de grup ca pe o experiență binefăcătoare, pe care nu ezitau să o prescrie. În orice caz, era interzis să o interzici. După observarea unor reculuri și consecințe, sexologii și psihoterapeuții de astăzi sunt ceva mai circumspecți și își exprimă prudența. Cuplurile, fără probleme, în care fiecare membru este bine structurat, pot traversa lejer experiența. Chiar și cuplurile în care unul dintre parteneri suferă ceva tulburări, sfârșesc prin a-și regăsi echilibrul. Nu același lucru se întâmplă însă când este vorba despre cupluri aflate în dificultate sau în care unul dintre membrii, dacă nu ambii, sunt structurați destul de dezordonat. Problemele pot apărea repede. Unul dintre membrii cuplului, comparându-se cu personalitatea sau sexualitatea unui terț sau constatând că partenerul își arată preferința față de un element al grupului, poate fi afectat. Gelozia, pierderea încrederii în sine, dubiul privind propriile aptitudini sexuale, teama de a-și pierde iubitul sau iubita, nu întârzie. Ori, nimic nu este mai dăunător pentru activitatea sexuală decât lezarea eului și senzația de insecuritate. De fapt, performanțele scad, iar cercul vicios induce deruta. Cuplul este compromis și un alt pericol amenință cuplul. Unul dintre parteneri este profund dezgustat de sexualitate și de cel care l-a invitat să participe la o asemenea poveste. Dacă partenerii nu știu să iasă împreună din această situație, iubirea va plăti tribut, dacă nu-și va da chiar obștescul sfârșit. În sfârșit, un ultim pericol care poate apărea după o anumită perioadă, sfârșirea fanteziei și impresia că de acum nimic nu mai poate fi interesant, căci bagajul de inovații s-a golit. Ceea ce atrage după sine moartea dorinței. Yves Margaret scrie: nimic nu este mai rău decât să te regăsești nesatisfăcut și plictisit după ce ți-ai realizat fantasmele, care, dintr-o dată, nu mai folosesc la menținerea tonusului și a speranței. Libertatea sexuală este înscrisă între limitele dorinței. Reînnoirea constantă a acestor întâlniri multiple uzează rapid latura magică promisă prin metoda reînnoirii și, încă și mai grav, ne uzează facultatea adaptării la celălalt, condiție necesară reușitei cuplului. Mai trebuie știut că, dincolo de aceste pericole potențiale, erotismul la plural nu poate constitui un tratament de fond în cazul dispariției dorinței. Cu nimic mai mult decât aventurile extraconjugale, filmele porno sau jucăriile sexuale. Dacă acestea pot pigmenta puțin dorința răcită a cuplurilor extenuate, nu pot nici de cum reaprinde dorința în cuplurile aflate în dificultate relațională sau sentimentală. Reanimarea dorinței presupune reconstrucția cuplului, care, la rândul ei, obligă la o nouă comunicare
și un nou acces către adevărata dragoste. Erotismul pluriparticipativ nu este așadar un panaceu. Adesea, este mai bine să ne păstrăm fantasmele în stare de vis decât să le încarnăm. Visurile continuă să ne îmbogățească viața interioară și să ne întrețină dorința. Realizarea lor riscă să le ucidă. Relațiile extraconjugale. Dorința a ațipit în dumneavoastră. Munca, grijile, copiii, lipsa de timp, excesul de oboseală, numai la asta nu vă mai stă capul. Și mereu aceeași persoană, același corp, aceleași gesturi. Într-o bună zi, surâsul unui bărbat, parfumul unei femei, trezesc în dumneavoastră suplimentul de viață care este dorința. Simțiți dintr-o dată nevoia de a atinge, de a strânge în brațe străinul sau străina. Și, câteva zile mai târziu, chiar vă va palpita în brațe. Se poate ca aceste căderi ale cuplului oficial să fie benefice, cu simțurile satisfăcute, cu nervii calmați, cu fantasmele fecundate, cu narcisismul din nou strălucind, mina bună va reveni și relația cu partenerul sau partenera se ameliorează. Mai mult, noul apetit vă împinge și spre el sau ea. Imaginarul vi s-a îmbogățit și nu este el izvorul dorinței? În plus, ați mai învățat și alte lucruri, mângâieri, săruturi, poziții, etc. Dacă ne gândim bine, nu doar retrezirea dorinței vă împinge iarăși către soț sau soție. Ego-ul dumneavoastră a fost în egală măsură reîntărit de succesul exterior. Văzându-vă demn de a fi dorit în privirile amantului sau ale amantei, ați reînceput să vă doriți inclusiv bărbatul sau nevasta. Iubești întreaga lume când ești iarăși îndrăgostit. Să rezide atunci terapeutica dorinței în a găsi un amant sau o amantă? În realitate, rar se întâmplă să dureze fericirea universală. Într-o zi, v-ați putea trezi asaltat sau asaltată de gelozie, suferință, culpabilitate, sfâșiere, conflicte, ranchiună, ură. V-ați putea trezi îndrăgostit sau îndrăgostită de partenera sau partenerul extra, ori că acesta sau aceasta s-a îndrăgostit de dumneavoastră, sau că v-ați pierdut orice urmă de dorință față de cel sau cea de acasă, sau că acesta sau aceasta v-a urmat cu brio lecția oferită, etc. Sunt 36 de porții ale nefericirii. Vă supuneți cuplul unui mare risc. Poate că totul va evolua spre bine, dar prea adesea lucrurile merg într-o direcție distructivă. Statistica arată că majoritatea divorțurilor survin în urma unei asemenea legături. Dacă avem de a face cu un cuplu infernal și absolut irecuperabil, în niciun caz un cuplu adevărat, divorțul este o decizie care ține de salubritate. Însă, dincolo de aceste cazuri disperate, câtă confuzie! În primul rând, fiindcă problema fidelitate-infidelitate poate fi privită și sub altă lumină, va fi tema unei viitoare lucrări. În al doilea rând, fiindcă există și alte soluții, în așa fel încât relația extraconjugală să schimbe în bine dorința și aceasta este o temă a prezentei lucrări. Ce mai contează? Mulți preferă varianta, la prima vedere mai simplă, de a schimba obiectul dorinței, în care să încerce refacerea ei în interiorul cuplului. Aceștia vor înțelege că nu este vorba decât despre o iluzie fundamentală, căci, în afara ipotezei în care s-ar putea aclimatiza în interiorul cuplului, înnoirea erotică obținută în afara lui, nu prea e clar cum,
dorind altă persoană. Veți dori cu adevărat mai mult partenerul sau partenera. Strategia optimă este că, mai întâi, să ne întrebăm singuri, dar și în cadrul cuplului, de ce a adormit dorința și abia apoi să începem activitatea de regenerare. Pentru asta, trebuie ameliorată relația afectivă și reinstaurat dialogul real asupra tuturor subiecților și, în mod special, asupra activităților sexuale. Chiar i-ați mărturisit partenerului sau partenerei pe un ton amical ce v-ar plăcea? I-ați ascultat și lui sau ei dorințele? Și chiar știți ce vă lipsește? Dacă da, ați cerut-o vreodată? Ați încercat să vă diversificați activitatea sexuală, să o reînnoiți și să îi dați culoarea neprevăzutului? Dacă ați acorda cuplului timpul, energia și imaginația pe care le acordați legăturii extraconjugale, ați avea mari șanse să faceți să se miște din nou. Cuplurile care se plictisesc seamănă a celor căutători de comori care se așează, prea iute, descurajați, în mijlocul terenului proaspăt decopertat, deși, la 2 metri sub ei, strălucește o grămadă de diamante. Cu toții stăm pe diamante, dar nici că le-o căutăm. De ce v-ați căsătorit sau trăiți în concubinaj? Pentru a reuni afecțiunea și dorința într-un cadru securizat și înscris în durată. Având o relație extraconjugală, vă aruncați în aer proiectul. Pe de o parte, avantajele securizării, pe de alta, plăcerea aventurii. Nu ține decât de dumneavoastră să opriți ce e mai bun în cele două și să faceți sinteza. Păstrați, pe de o parte, bunele caracteristici ale cuplului: siguranța, durata, încrederea, relaxarea. Introduceți, pe de alta, spiritul aventurii între parteneri. Faceți din soțul sau soția dumneavoastră un amant sau o amantă. Ce dă farmec relației? Necunoscutul, raritatea, absența, lipsa, noutatea, secretul, interdicția. Într-un cuvânt, misterul, fiindcă misterul deschide la infinit câmpul imaginarului și în cețurile lui aurite se nasc fără limite minunate fantasme. Dorința este copilul misterului. Faceți, așadar, efortul ca, în cadrul cuplului, să vă țineți cât mai departe de obișnuință, de faptul prea bine știut, să nu vă lăsați cuceriți de griji, să nu alunecați în relația de tip mami-tati, să vă safgardați autonomia și să vă apărați părticica de mister. Și mai aflați că scăderea dorinței nu este atât o problemă a cuplului, cât una personală. Insatisfacția vă privește eul și acesta este cel care trebuie pus în cauză. Luându-vă un alt partener sau parteneră, înseamnă să căutați soluția în afara propriului eu. Fără îndoială, și prin noua relație, tot la uzură veți ajunge. Întrucât, numai prin cunoaștere de sine, prin înțelegerea evoluției propriului eu, veți putea descoperi răspunsul. Pentru a încheia, voi cita un pacient. Viața sexuală ajunsese într-o asemenea rutină atât de previzibilă, deci atât de plicticoasă, încât nu mai vedeam altă soluție decât a-mi găsi o amantă. Apoi, am realizat că nu era vorba decât despre jalnica lipsă de imaginație. M-am hotărât pentru mărirea varietății raporturilor sexuale cu soția mea și, dintr-o dată, acestea s-au încărcat de o asemenea valoare, încât am pierdut orice interes pentru aventurile extraconjugale. Puterea fantasmelor. Fantasma este punerea în scenă a dorințelor în profunzimile conștiinței.
Altfel spus, este un scenariu produs de imaginar, în care, ca actori principali, realizăm dorințe de care suntem mai mult sau mai puțin conștienți. Această ficțiune are o putere remarcabilă, provoacă emoții la fel de puternice ca și faptele reale și nu își găsesc liniștea până nu se concretizează în viața reală, fie și parțial. Din fericire, toată lumea are fantasme, nu doar o echipă de nesatisfăcuți și de perverși, fiindcă, așa cum vom vedea, acestea sunt un component principal al vieții erotice. Flacăra dorinței este întreținută de focul fantasmelor. Unele fantasme sunt dulci, precum scenele romantice în care te zărești în brațele unui poet tandru. Numai puțin dulci sunt și visurile mai îndrăznețe, în care te visezi sedusă de un bărbat, al tău sau altul, în toate felurile, de exemplu, sub o tulburătoare ninsoare de frunze și petale. Și mai îndrăznețe, fantasmele în care te vezi oferindu-ți vulva unui necunoscut ori primind în gura înfomentată sau în vaginul flămând un penis străin. Și, dacă așa ceva se întâmplă, în sala de așteptare de la dentist sau de la foaierul operei, e și mai excitant. Unii sunt și mai îndrăzneți și, de multe ori, pe nedrept categorisiți drept perverși, visându-se voyeuri, exhibiționiști ori homosexuali. O fantasmă feminină obișnuită, fie ea și îndrăzneață, este aceea în care visezi o darnică prostituată. Mai sunt și fantasmele care au ca subiect violul sau actul sexual cu mai mulți parteneri. Unele sunt mai dure. Ești atacată și smucită de bărbați care îți frământă violent sânii și sexul. E tare, dar are haz. Lucrurile o iau razna când treci prin vecinătatea lui Sade, Masoci și Co. Mulțumesc, dar fără sânge și moarte. Există nenumărate cărți despre fantasme. Personal, nu cred că fantasmele se aleg dintr-un repertoar și se aplică conform unui program prestabilit. Izvorul fantasmelor se află în euul profund. Totuși, pentru a ne da peste cap reticențele, pentru a ne dinamiza și hrăni imaginarul, putem recurge la scene erotice din opere literare sau cinematografice. Putem trage cu ochiul și în minele de imagini erotice. În realitate, prea adesea pornografice, constituite de reviste și filmele de specialitate. Ba chiar, să utilizăm câteva jucării, vibratoare, de exemplu, și alte metode ajutătoare, dezabieuri, lenjerie intimă, etc. De ce sunt necesare fantasmele vieții sexuale? Fiindcă sunt amplificatoare puternice ale dorinței și, în consecință, ale plăcerii. Sub impulsul lor, excitația și voluptatea trec la o viteză superioară. Putem spune că orgasmul își ia avânt în egală măsură din sex și din minte. Să ne lăsăm cuprinși de cortegiul de imagini și de reprezentări mentale. Cu siguranță ne vor duce la extaz. Pe de altă parte, fantasmele ne ajută să trecem dincolo de bariera bunelor moravuri. Ori se știe că depășirea interdicțiilor are un excelent efect excitant. Să te temi și deodată să nu asculți de interdicție, ce stimulant! În plus, fantasmele ne permit să depășim barierele morale și ne autorizează să dedăm, fără rezerve, activităților erotice. Într-adevăr, dacă noi înșine, ca persoane reale, mai avem unele reticențe, scenariul erotic se învârte zglobiu în jurul celuilalt eu însumi, care ne ia imediat cu el, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Dintr-o dată, nu mai suntem răspunzători și, în niciun caz, vinovați de ceea ce se petrece.
Iată de ce, în cea mai mare parte a fantasmelor lor, femeile sunt pasive și, doar constrânse, forțate, se dedau scandaloaselor manevre, poziții nerușinate, exhibiție, viol, tortură, etc. Scopul violului fantasmatic, de exemplu, este penetrarea fără culpabilizare. Nu din masochism se situează femeile în postura de victime, ci pentru a-și salvgarda pudoarea. Fantasmele ne mai permit și eliberarea de sub tutela legăturilor afective. Prea mult respect, prea multă tandrețe, înfrânează libidoul. Fantasma pune între paranteze afectivitatea și oferă învelișul de agresivitate și de perversitate care reînviorează instinctul și dă alura de animal sălbatic. În sfârșit, fantasmele permit satisfacerea dorințelor inconștiente, chiar și a celor mai secrete și de nemărturisit. Fiecare dintre noi ascundem un anumit număr de dorințe, numite pulsiuni parțiale, pe care morala le dezaprobă și care nu pot fi concretizate. Exhibiționism, fetișism sau alte lucruri urâte pe care ni le inspiră agresivitatea naturală. Sub presiunea pulsiunilor creierului arhaic, actul sexual are și componentă agresivă. Voința bărbatului de a lua cu orice preț în posesie femeia, voința femeii de a castra bărbatul, voința unuia sau a celuilalt de a domina și a lua în proprietate partenerul. Funcția fantasmelor este, prin urmare, de a permite îndeplinirea în imaginar, fără pericol, a ceea ce nu am putea face în viața reală. Ele ne satisfac pulsiunile făcând economie de realitate. Satisfăcându-ne dorințele, ne ușurează de spaimele legate de refulare. Economisind realitatea, ne eliberează de teama de a trece de acțiunea propriu-zisă. Adesea, ne este dificil să ne primim propriile fantasme, căci sunt atât de diferite de minunata imagine pe care o avem despre noi înșine și despre frumoasele sentimente pentru cel sau cea de alături. Cum să nu fie greu să accepți aspectele perverse și violente? Cum să nu fie greu să accepți că te-ai putea purta altfel decât respectuos cu el sau ea? Se adaugă teama că nici nu ar putea accepta celălalt această latura noastră care naște asemenea bizarerii agresive. Iată de ce ivirea fantasmelor poate amorsa în noi sentimentul vinovăției. De exemplu, dacă apare fantasma unui terț, de pildă imaginea frumosului necunoscut din metrou care participă la jocul conjugal, ba chiar ia în pat locul soțului, vom simți dintr-o dată că îl înșelăm și vom alunga fantasma. La fel, se întâmplă și în cazul fantasmelor în care partenerul este supus unor mici violențe sau unui comportament ciudat, pedepsei sau înjosirii. Dintr-o dată ne înfrânăm imaginarul. Iată autocenzura fantasmelor. Reducând excitația, ne privează de plăcere, dar îl privează și pe partener de intensitatea pasiunii erotice. Eliberați-vă așadar fantasmele. În primul rând, este natural și legitim să aveți fantasme. În al doilea rând, ele sunt foarte eficiente și ar fi o greșeală să retezați elanul acestor forțe vitale, indiferent care v-ar fi scrupulele. Trebuie însă să îi cerem celui sau celei de alături să ia parte la fantasmele noastre? Anumite fantasme se trăiesc doar în secret. Scena rămâne doar pentru noi, fără gesturi sau replici destinate celuilalt și fără a-i acorda un rol activ.
Acest gen de fantasme este preferabil să nu fie comunicat în timpul activității erotice, căci cuvintele distrug imaginile. Totuși, cum iubirea nu merge fără complicitate, se convinge că fiecare poate fantasma și că, oricum, fantasma nu înseamnă trădare. În orice caz, de excitația celui care fantasmează, profită și partenerul. Se mai poate cădea de acord că fiecare are dreptul să își comunice fantasmele sau să ceară să îi fie povestite fantasmele celuilalt, ceea ce poate fi refuzat ori făcut fără o prea exactă conformitate a adevărului. Oricum, fie și trăită în singurătate, fantasma acționează ca liant al cuplului. În schimb, un alt scenariu poate fi jucat în doi. Inițiativa puterii în scenă poate fi luată de unul sau de celălalt, dar, apoi, fiecare este liber de a continua ca actor sau ca scenarist. Rolurile alternează. Premeditare sau improvizație? După caz, oricum, este vorba despre un joc. Așa că nu este cazul să stăm pe gânduri, să dramatizăm, să ne speriem. Putem lua distanța necesară surzând. O regulă trebuie totuși stabilită. Fiecare participă numai dacă vrea. Fiecare are dreptul să își exprime dorințele, fiecare se obligă să răspundă așteptărilor partenerului. Dacă unuia dintre cei doi i se cere să aceadă la roluri dificile, celălalt îl va asigura de toată dragostea și de tot respectul. Oricând se poate extrage jokerul și renegocia mai târziu ceea ce a fost refuzat. Să mai notăm că fantasmele pot contribui la salvarea cuplurilor uzate, nu doar pentru că retrezesc dorința, dar fac și economie de activitate extraconjugală. Astfel, fantasma adulterului oferă o supapă prin care se poate evita realizarea adulterului. Reveriile erotice acoperă realitatea deficitară și evită plecarea în alte părți, în căutarea compensației. Privitor la fantasmele prea exagerate, aveți grijă să nu depășiți limita de demarcație între imaginar și actul real. Le puteți realiza simbolic, eventual parțial, dar nu este cazul să le concretizați complet, pentru că astfel se alunecă în plină suferință și angoasă. De exemplu, dacă un bărbat este excitat de fantasma în care soția îi se oferă unui partener, ar putea simți o cruntă gelozie dacă ea surprinde în această situație. Și invers, femeia care i-a șoptit la ureche bărbatului ei cât de tulburată a fost imaginându-și cum se zbânțuia cu cea mai bună prietenă a ei, ar putea fi profund traumatizată dacă el, luând-o prea în serios, chiar i-ar concretiza ficțiunea. Femeile care fantasmează scene de violență sau de viol sunt teribil de șocate când o asemenea nenorocire le ajunge. Fiindcă fantasmele fac economie de realitate, să nu confundăm producția propriului nostru imaginar cu realitatea. Nu am avea nimic de câștigat din aceasta. Eficacitatea fantasmei rezidă întocmai în clandestinitatea ei. Realizarea ei la lumina zilei limitează imaginarul și forțează dozarea. Iată de ce aceia care își asumă riscul de a concretiza în extenso fantasmele antamează escalarea lui mereu mai mult, în care fiecare secvență cere o alta, tot mai dură, până la pierderea echilibrului psihic. Fantasmele sunt făcute pentru creier și acolo trebuie să rămână, scria Weinberg. Majoritatea cercetătorilor insistă îndelung asupra importanței fantasmelor, subliniind faptul că tocmai creierul este organul sexual esențial, că, dacă tehnica este necesară, ea nu este decât o parte din arta de a iubi, că,
În materie de erotism, imaginația se dovedește mai eficace decât buzele, mâinile sau sexul, că fără imaginar, gesturile tehnice, cele mai perfecționate, nu ar putea împiedica plictiseala și că sastiseala vine mai degrabă din absența creativității fantasmatice decât din lipsa de tehnică. Da, dar... Odată recunoscută importanța fantasmelor, nu trebuie să facem din ele o obligație. Multe persoane mi-au spus că nici nu au așa ceva. Bineînțeles, unii voiau să spună că nu au fantasme atât de îndrăznețe, de dure sau care să aducă în scenă alte personaje, în afara partenerului sau a partenerei. Imaginarul lor nu privea decât persoana de alături și nu producea decât imagini dulci, romantice, mai repede reverii decât fantasme. Abia în clipa în care dorința a slăbit sau, mai rău, a dispărut, s-a recurs la scenarii și, mai ales, a început să fie imaginat un alt partener în locul celui real. Fără îndoială, asta a salvat acuplările, dar așa să arate cuplul? Mă refer aici la adevăratul cuplul, nu la acea pereche de asociați care îi țin locul. Fantasmând despre un alt jucător, cel de alături este părăsit, ceea ce nu indică nici de cum o dragoste perfectă. Dacă este necesar să se facă ritmic recurs la această fantasmă sau la altele, atunci te poți, cu justificare, întreba: și dragostea, unde mai este? Într-un asemenea moment, este mai bine să înfrunți direct întrebarea dacă iubirea voastră există sau nu, decât să tot perpetuezi în imaginar subtilizarea de partener. Pe de altă parte, există și oameni care chiar nu au nevoie de fantasme, și anume, aceia care au norocul să se iubească din plin. Este adevărat că pentru iubirea dintre două persoane cu un anumit nivel al conștiinței, fantasmele devin inutile sau sunt de ordin estetic, afectiv sau spiritual. Fericirea vine doar din viziunea trupului adoratului sau a adoratei. Doar la gândul dăruirii sale, al intensității sentimentelor care se îndreaptă către el sau ea, din întâmpinarea cu convingerea dorințelor și conștiinței sale, din certitudinea că prin el sau ea comunici cu întreaga lume, că prin el sau ea se poate celebra viața care palpită în toate ființele vii, fiindcă iubirea este aceea care leagă cele de jos și cele de sus, tina pământului și țările cerului, care transformă strigătul în cântec, sălbatica în regină, hetaira în zeiță și, în asemenea iubire, plăcerea intersectează Calea Lactee. De ce să nu avem această ambiție? De ce, ca în cântecul Aniei de Meier, să nu trăim la înălțime? Dragostea coaptă. Ei, nu mai e pentru vârsta lor. Și de ce nu? Doar pentru că au trecut de 60 de ani nu trebuie să renunți automat la dragoste. Inima nu face niciodată riduri și poți iubi. Ba chiar te poți îndrăgosti la orice vârstă. În ceea ce privește simțurile, ele pot încă multă vreme să mai ofere bucurie, ba chiar somptuoase sărbători. Trebuie să terminăm odată cu prejudecata conform căreia inima și trupul încetează să mai freamăte la vârsta a treia, cu sentințe de genul vicios bătrân ori babă dezgustătoare, adresate celor care încă mai îndrăznesc să iubească. Societatea occidentală, care a condamnat întotdeauna jocurile sexuale, s-a dovedit ceva mai tolerantă în ceea ce privește tinerii, cu condiția ca ele să se refere la reproducerea speciei, dar necruțătoare cu cei trecuți de 60 de ani. Iar aceștia
interiorizând disprețul, au ajuns să considere și ei că e pericol să mai faci dragoste la vârsta în cauză. Până la urmă, un bătrân este un înțelept. Le zice, iar eu afirm răspicat că o asemenea resemnare, pe cât de dureroasă, pe atât de dăunătoare, numai semn de înțelepciune nu este. Este normal să reabilităm dragostea coaptă. Schimburile amoroase sunt o considerabilă sursă de plăcere și un mijloc privilegiat de comunicare. Durata de viață se prelungește. Ajuns sau ajunsă la 60 de ani, îți mai rămână cel puțin 20 de ani de viață. Când mai ai de trăit un sfert sau poate o treime din viață, merită să renunți la plăcerile simțurilor? Mai ales că vârsta de pensionare îți lasă timp liber destul, iar progresele medicinei și dieteticii asigură celor mai mulți o sănătate satisfăcătoare? Femeia la 60 de ani. La 60 de ani, femeia este în postmenopauză. Menopauza are efecte pozitive asupra vieții sexuale. Femeia, eliberată de teama de graviditate, se poate abandona fără restricții, bucuriilor iubirii, scapă de grija menstruației, se simte cu atât mai disponibilă. Pe de altă parte, menopauza are și efecte negative, consecință a carenței de hormoni feminini. La nivelul vulvei și a vaginului se produce atrofierea și uscarea mucoaselor și, mai ales, o lipsă de lubrifiere în timpul contactului sexual. Uscat, mai puțin elastic, îngustat, vaginul te poate durea la penetrare. În paralel, se agravează semnele trecerii timpului, riduri, slăbire sau îngrășare, lăsarea sânilor, etc. Oglinda întoarce femeii imaginea unui corp mai puțin atractiv și inspiră reticențe în a-l mai oferi privirilor bărbatului și jocurilor senzuale. Libidoul și capacitatea orgasmică se pot și ele menține, ba chiar crește. Amintiți-vă acel fapt divers, întâmplat acum nu multă vreme. Un fiu venise în vizită la bătrâna lui mamă de 83 de ani. Când se intre în casă, o aude urlând, se repede în dormitor și descoperă că un individ îi violează mama. O scapă și, fără să mai asculte vreo explicație, închide agresorul într-o cămară și cheamă poliția. Când colo, agresorul nu era altcineva decât iubitul mamei, iar urletele, cântecele voluptății ei. Amintiți-vă și de Ninon de Linklos, celebră seducătoare și admirabilă muziciană care a avut ca amanți bărbați dintre cei mai celebri. La 80 de ani avea încă o legătură cu un tânăr. Sensibilitatea pielii, sânilor și clitorisului rămâne intactă. Intactă rămâne și sensibilitatea vaginului, dacă acesta este hrănit cu mici doze hormonale și este pus la treabă cu regularitate. Toate aceste mucoase rămân inepuizabile surse de bucurie. Numeroase studii, precum cele a lui Kinsey, arată că adesea interesul femeii pentru sex crește direct proporțional cu vârsta. Dorința crește și ea. Uneori, abia după menopauză, femeia cunoaște orgasmul, miracolul fiind produs de preponderența testosteronului, hormonul afrodisiac secretat de glandele suprarenale. Bărbatul la 60 de ani. În general, activitatea sexuală se atenuează cu vârsta, dar fenomenul este cu totul variabil. Unii bărbați nu observă nicio slăbire și conservă o remarcabilă activitate până la 65 de ani și chiar mai târziu. Bărbatul sănătos care își întreține sexualitatea își păstrează capacitatea de a avea și de a produce orgasm până la o vârstă foarte înaintată. Firește, libidoul scade puțin, dar
Atenuarea dorinței se datorează în egală măsură plictisului sexual ca și îmbătrânirii. Erecția, ceva mai leneșă, poate necesita stimularea mai îndelungată pentru a se atinge o rigiditate convenabilă, dar, chiar și la vârste înaintate, acest gen de erecție se poate obține cu un pic de răbdare. Ejacularea survine mai încet, iar nevoia de ejaculare nu mai este atât de pregnantă. Bărbatul și femeia se pot bucura mai îndelung de ceea ce am numit mângâierea interioară, iar femeia are tot timpul să își elaboreze orgasmul. Pentru ejaculatorii precoce sau rapizi și pentru partenerele lor, îmbătrânirea este o întâmplare fericită. În acest caz, sensibilitatea zonelor erogene, piele, scrot, gland, rămâne intactă și oferă bucurii care pot ilumina viața de zi cu zi. Există așadar antropauză? Nu tocmai. Este un termen inventat prin analogie cu menopauza, care este oprirea ciclului menstrual. Literal, antropauză înseamnă oprirea bărbatului, ceea ce nu înseamnă nimic. Nu s-a constatat vreo atrofiere a testiculelor. Acestea continuă să producă spermatozoizi, ceea ce dă dreptul de procreere până la 80 de ani și chiar mai târziu continuă să secreteze testosteronul, hormon specific masculin. S-a constatat uneori, după 45 de ani, o scădere a procentului de testosteron. Scăderea este însă progresivă și atât de ușoară încât până la 65 de ani procentul hormonal este încă excelent. Nu există nicio corelare între minima diminuare hormonală și eventuala slăbiciune sexuală. Pentru a ilustra posibilitățile sexuale ale bărbatului în vârstă, am putea cita proverbiali patriarhali verzi ca bradul, precum Victor Hugo. Prefer totuși să relatez confidența încredințată în timpul unei consultații. Este vorba despre povestea unui bătrân bolnav care nu își mai putea părăsi patul, dar ridica fustele femeilor care treceau prin apropiere cu bastonul și solicita zi de zi iubitei sale soții câte un contact sexual. Și așa a făcut dragoste pe patul de moarte, până doar cu puțină vreme înainte de a părăsi lumea aceasta. Bărbatul sau femeia care iau ca pretext vârsta pentru a li se ierta dezinteresul sexual se înșeală și își înșeală și partenerul. Ar fi mai bine să caute în altă parte motivația apatiei, de exemplu în rutină, starea relației, evoluția sentimentelor, etc. Din contră, vârsta aduce destule avantaje. Ai mai mult timp la dispoziție și mai puține griji. Copiii au plecat, pensia a început. Dincolo de asta, beneficiezi de cunoașterea intimă a trupului partenerului sau partenerei, a ceea ce îi place, a drumului către orgasm. Nu te mai poți teme de erori, nu ai decât să treci la treabă, ceea ce nu înseamnă că nu se poate evolua și inova în continuare. Aveți grijă ce medicamente vi se prescriu. Unele dintre ele diminuează viața sexuală, precum tranquilizantele, anumite antihipertensive și anticolesterolice. Rolul femeii. Rolul femeii în reușita vieții sexuale crește odată cu vârsta. Weinberg afirmă: elementul parteneră este capital și crește pe măsura îmbătrânirii. Cu cât bărbatul îmbătrânește, cu atât atârnă mai greu, parametrul comportamental și emoțional reprezentat de parteneră. Sexologul a fost chiar tentat să cuantifice factorul feminin. Din studiile sale reiese că dacă la 34 de ani reușita sexuală depinde de aceasta în proporție de 34%, la 60 de ani procentul crește de 60%. Weinberg continuă: începând de la 50 de ani, bărbatul,
nu mai este stăpânul sexului său. Este momentul în care sarcina îngrijirii vieții sexuale a cuplului este preluată de către femeie. Vorbind despre panafizică, sexologul afirmă că majoritatea cazurilor de impotență nu reprezintă decât goluri de aer, care pot fi trecute în zbor, cu condiția ca partenera chiar să vrea lucrul ăsta. Sexualitatea în aziluri. Instituțiile care adăpostesc persoane în vârstă, case ale pensionarilor, centre de convalescență, spitale, manifestă o atitudine represivă față de sexualitatea celor găzduiți, ceea ce reflectă atitudinea generală a societății în care trăim. Și cum aceste instituții dețin puterea, o putere absolută, iar mandanții nicio putere, ba chiar unii sunt complet dependenți, se ajunge la abuz. Spiritul și organizarea acestor aziluri vizează pur și simplu anularea sexualității. În numele igienei și al securității, trupurile sunt violate, transformate în simple obiecte, desexualizate și mă gândesc aici de pildă la îngrijirile și toaletările executate în public sau cu ușile larg deschise, la trupurile expuse fără nicio pudoare, la cele manipulate fără menajamente. Mă gândesc la represiunea brutală a gesturilor sau a mângâierilor, cel mai adesea mai degrabă tandre decât lubrice. Mă gândesc la imposibilitatea, ba chiar la interdicția oricărei intimități. O asemenea atitudine duce la mortificarea psihică, fiindcă diferențierea sexuală este esențială edificării personalității umane și persistă de-a lungul întregii vieți, fiecare individ rămânând sexuat până la sfârșitul zilelor. Ce vor face aceste persoane a căror carne este respinsă și a căror ființă este negată? Se vor resemna, se vor înnăcri, se vor detesta și îi vor detesta pe ceilalți, se vor afunda în izolare. Și astfel, procesul de împătrânire se accentuează. La unii indivizi, pulsiunile reprimate vor reveni sub forma nevrotică a perversului. Exhibiționism, pedofilie, tentativă de viol. Din fericire, cei mai mulți găsesc o ieșire mai mulțumitoare, sublinindu-și dorința în practica religioasă sau într-o activitate creativă. Ar fi de dorit ca spiritul și modul de organizare al acestor instituții să fie transformate. Nu este oare fiecare cetățean chemat să își petreacă circa un sfert din viață în aceste condiții? Așadar, orice om în vârstă trebuie să fie considerat o ființă cu drepturi depline, care și-a păstrat bogăția sexualității, să înceteze, în consecință, amenințările la adresa acestor manifestări, să fie acceptate, favorizate, oferind spații pentru intimitate, permițând schimburile afective între indivizi. Să fie respectată pudoarea trupurilor și splendoarea lor, indiferent de gradul de alterare, iar gesturile bătrânilor să nu le mai interpretăm ca deplasate, ci ca strigăte de revoltă. Prin acestea, ei revendică dreptul de a fi iubiți, de a fi puși în valoare, recunoscuți ca ființe sexuale, ca indivizi compleți. În loc de a le trage o mustruială zdravănă pentru a-i pune la locul lor, în neant probabil, mâna vinovată poate fi prinsă, strânsă, mângâiată, lipită de obraz, însoțind gestul cu vorbe afectuoase ori cu replici de un umor tandru. Bătrânii au dreptul să simtă că există, că pot dori afecțiune și pot simți nevoia sexualității. Și, dacă nu pot găsi afecțiunea afectivă sau sexuală alături de partenerii de azil, lucrul poate fi compensat cu o atitudine mai umană, mai afectuoasă. Este vorba despre o modalitate de a-i lua în considerare,
de a le vorbi, de a aborda problematica trupurilor lor. Îngrijirile, toaleta, spălat, săpunit, frecționare, masaj, inclusiv masaj euforic, pot duce buna dispoziție care poate substitui plăcerile sexuale. Să rămâi verde. Dacă vreți să vă păstrați buna calitate a vieții sexuale până la o vârstă venerabilă, trebuie să respectați principiile unei corecte igiene, hrană sănătoasă, practicarea regulată a exercițiilor fizice, somn suficient, evitarea stresurilor inutile, renunțarea la toxine, tutun și băuturi alcoolice, cu excepția unui pahar de vin vechi la fiecare masă. În egală măsură, trebuie întreținute dragostea și dorința. Dovediți-le față de cel sau cea de alături prin mărci ale afecțiunii, precum cuvinte tandre, gesturile blânde, micile cadouri, florile, diferitele atenții, coparticiparea la obligațiile zilnice ale casei. Faceți efortul de a-l seduce zilnic pe celălalt în vederea acestui scop. Întreprindeți-i tot ce este cu putință pentru salvgardarea estetică. Rămâneți prevenitor, curtenitor. Exprimați-vă recunoștința. Până la urmă, nimeni nu este obligat nimănui. Mențineți un bun nivel al comunicării și nu uitați surprizele. O invitație neașteptată la restaurant sau la teatru, cadouri și flori fără un motiv anume, doar pentru că te iubesc, nebunia șampaniei și lumânărilor, nebunia a minții sau a inimii, fără a uita balurile, oricând degustabile. Fiindcă iubirea este întotdeauna un joc, nu-i așa? Și nu uitați bucătăria afrodisiacă, de ouă, de țelină, de crustacee, ghimbir, rozmarin, cuișoare, mentă, în plus, pentru doamne, de salvie. Dragostea coaptă poate fi atât de frumoasă ca și dragostea matură. Rafinamentul compensează înflăcărarea. Deși mai puțin violente, plăcerile durează mult mai mult. Este momentul de a lărgi aria schimburilor senzuale, prea des răstrânse la simpla frecare a sexelor între ele, de a extinde în întreaga suprafață a trupurilor. Sensibilitatea cutanată nu îmbătrânește niciodată, fiecare centimetru pătrat, și avem 2000, poate oferi o fericire de nebănuit. Este momentul de a extinde schimburile în toate sensurile, de a rafina unirea prelungită a sexelor, de a descoperi deliciile mângâierii interioare care aduc mult mai sigur femeia pe culmile plăcerii. Tocmai pentru că nevoia de ejaculare este mai puțin pregnantă și pentru că timpul necesar pentru a obține crește, bărbatul copt poate prelungi întâlnirea sexelor. Nu uitați, delicatele atenții pe care degetele le poate acorda vaginului, în cazul în care erecția ar dispărea. Copulația este vulnerabilă, dar erotismul este indestructibil. Rolul medicinei. Femeia care prezintă tulburări trofice ale vaginului, uscăciune sau îngustare provocate de dureri, este indispensabil să îi se propună un tratament adecvat. De cele mai multe ori, este suficientă prescrierea unui unguent, însă este logic să tratăm aceste tulburări datorate carenței de hormoni feminini prin aport de estrogeni. Administrarea locală, vulvară sau vaginală, de pomadă sau ovule este suficientă. Astfel, se hrănesc mucoasele sexuale și, practic, nu apare riscul unor consecințe la nivelul întregului organism. În ceea ce privește administrarea pe cale bucală,
sau injectabilă de estrogeni, nu se poate lua o asemenea hotărâre decât după ce s-au cântărit cu atenție avantajele și riscurile terapiei de acest gen. Dragoste și longevitate. Sexologul Jacques Weinberg spunea: nu se uzează decât ceea ce nu este folosit. Cu cât te dedici relațiilor sexuale, cu atât riști mai puțin să devii impotent și invers. Exercițiul sexual prea rar va conduce la atrofierea organului și extincția funcției. Weinberg a calculat că dacă un subiect între 50 și 60 de ani are între 2 și 5 raporturi sexuale pe săptămână, își va menține funcția erotică și după 70 de ani. Există bărbați de 87 de ani care au erecții zilnice. Dacă subiectul nu are decât 2 sau 3 raporturi sexuale pe lună, la 70 de ani va fi impotent, drept pentru care, începând de la 50 de ani, în vederea menținerii unei sexualități îndelungate, trebuie practicate 4 sau 5 raporturi sexuale pe săptămână. Antrenamentul creează organismul. Doar cu această condiție putem afirma că nu există limită de vârstă. Dacă, din motive de boală sau de văduvie, activitatea sexuală trebuie întreruptă mai mult de 6 luni, erecția riscă să nu mai apară. Este necesar, așadar, în timpul acestor perioade dificile, să continuăm să avem raporturi sexuale sau să practicăm masturbarea peniană, cu sau fără ejaculare. Prelungirea activității sexuale nu are ca scop numai plăcerea fiecăruia și bunăstarea cuplului. Ea este, în același timp, un mijloc de a trăi mai mult și de a ne menține în formă. Timp de 5.000 de ani, taoiștii din China antică au arătat, prin educație, că exercițiul sexualității, conform artei lui Tao, condiționa longevitatea. Ei preconizau un minim de 3 raporturi sexuale pe zi, raporturi prelungite, armonioase, fără ejaculare. Manualele erotice conțineau numeroase sfaturi privind conservarea unei sexualități fericite până la adânci bătrâneți. Acestea erau ilustrate cu o mulțime de stampe în care bătrânii se abandonau bucuriilor iubirii cu tinere femei. Pentru ei, aceste bucurii erau adevăratul elixir al vieții lungi. Și medicina modernă exprimă același optimism. Astfel, Valensis scrie: sexualitatea este un remediu fantastic împotriva îmbătrânirii, dacă partenerii se înțeleg și se doresc. Weinberg, la rândul său, remarca: studiul din 1946, făcut asupra societății poligame, au relevat că bărbații căsătoriți cu mai multe femei trăiau cu până la 25 de ani mai mult decât media de longevitate.